Bine ați venit la un nou podcast aici în OMV, așa cum v-ați obișnuit, și ținem să le mulțumim pe această cale și pentru cafea, că e bună, eu o beau în fiecare dimineață. Silviu nu bea, dar eu beau. Și pe Silviu știți că e la al treilea podcast. I-am vrut să beau și cafea, dar am de vorbit. Măcar acum vorbesc și după aia vă promit că încerc nici să-l întrerup și nici să mai zic ok, chiar dacă-s de acord cu ce spun. Okay. Ok. Ok. Pentru cei care sunt mai noi pe canal sau dau de podcastul ăsta din întâmplare, Silviu Toma, așa cum scrie aici pe Instagram, este Certified Driver Trainer. Dar aș fi scris și BMW. Nu mai scriu și BMW. Why? Că mai lucrăm și cu alții. Când mai lucrăm și cu alții. BMW, da, BMW, da, BMW, da, BMW, da, peste stai, tot, stai puțin. Certificarea asta a fost făcută la BMW. Da, mă, da, 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 da. Ok. Da. Deci BMW te-a învățat jumecherie. BMW, mă. Așa, bun. Să-ți faci un tatuaj aici cu BMW. Am. Ai? Bun. Senior Driving Coach. Senior. Adică ești în vârstă. Poți zici senior. Senior. Senior Driving Coach. 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 Pentru că ești în vârstă, ești senior. Exact. Okay. Exact. Founder Romania Driving Experience. Poți să dai pe alea 3 puncte că mai scrie. Stai, mă, că aici am dat... Giving back zero accidente. Asta adică asociația zero accidente. Asociația zero. Facem noi chestii de-astea așa de CSR. Așa. Așa. Founder la Driving Hero Festival. Deci asta este prezentarea domnului Silviu Toma. Pentru e, bine, ce... e bine că te-ai informat și că știi asta oricum pe de rost și că n-ai citit de nicăieri. Băi, nu. E și prietenul meu, adică... Stai mă puțin, eu am... Băi, să facem treaba oficială și eu mai, am mai fost invitat la podcasturi. Mai am fost invitat la podcasturi și am văzut că oamenii citesc de pe telefon și am zis, băi, așa te-ți fac și eu. Și eu la fel fac. Că... Când n-am chef și eu la fel fac. Dar nu e vorba de chef. Eu făceam podcasturile din minte cu invitații și dezbăteam subiecte așa, la liber. Dar ți-am zis, că ai mai îmbătrânit, mai uiți. Mai am îmbătrânit, mai uit. Și repet, am văzut și eu la alții și am zis, bă, dacă să stau cu telefonul în mână, să am așa un prompter. Alții. Mai bun ca mine nu există. Bun. Ești bine, ești confortabil? Ce ai? Îți place aici? Sunt fiert. Ești recordman la podcasturi, ești la al treilea podcast. Pentru cei care nu le-au văzut pe cele anterioare, nu știți ce ați pierdut? N-ar fi rău să le vedeți, pentru că eu îl chem pe Silviu periodic ca să învățăm lucruri. Eu am învățat chestii de la Silviu, chiar dacă eu sunt cel mai bun. Am învățat și mai bătrân. Și mai bătrân. Am învățat, noroc că m-am tuns azi și arăt uman. Dar cine ți-a făcut mustața? Că vreau și o croit o pereche de pantaloni. Ai descurtat o pereche de pantaloni. Tu vezi cum i-am făcut mustăceara. Așa. I-am făcut dunguliță, dar aici a zis că ți-a desenat-o cu dracu. Am o problemă, la mine crește cumva ciudat. Te-a dat cu tiner. Mă, nu mai fi invidios, mă. Lasă-mă invidia, mă. Acasă, că nu e cazul, nu suntem pe același segment. Da, sunt deci, convins că o să nu o să stăm mult, având în vedere această nu, introducere. Nu, că avem o oră jumate și oricum trebuie să-mi fac norma de vorbit și de asta zic, că te las pe tine. Așa că intrăm direct în pâine, ca să nu mai pierdem vremea și să nu plictisim oamenii care se uită. Le spun că o să avem și un concurs pe parcursul acestui podcast în care... Ce te uiți lung la mine, mă? Nu e concurs? Păi n-avem concurs cu întrebarea, cel care pune întrebarea în comentariile de pe YouTube poate să câștige combustibil. Da, oamenii pot să câștige astăzi, suntem ca la radio, cu reportăm suma de 300 de lei în combustibil, benzină sau motorină de la OMV, așa că fiți pe fază că la un moment dat o să vă zic ce și cum. Bine, v-am zis deja. Și ce înseamnă asta? Nu știu. Înseamnă că eu premiez omul care pune cea mai interesantă întrebare în comentariile de pe YouTube după ce apare podcastul nostru. Okay. El poate să spună o întrebare acolo și cel care pune cea mai pertinentă, drăguță, frumoasă, interesantă întrebare invitatului, noi îl premiem cu o sumă de bani din care își poate cumpăra combustibil. Deci cu bonuri de carburant. Cumva niște bonuri digitale, nu mai avem bonuri fizice, le trimitem în aplicație. De tehnologie, te doare capul? Eu sunt și cu tehnologia fan. Doar că oamenii pun întrebările, noi îi premiem și după aia nu mai răspund în comentarii acolo. Nu avem cum să le dăm premiu, știi? Și atunci se strânge o sumă mai mare. Ce să facem? Ca la loto. Adică vreau să le dau și eu, le dăm și noi ceva? Dă-le, frate, ce vrei tu. Le dăm, domnul Marius, un curs pentru comunitatea Stax. Cum, cum? Pe voi. Da, zi, dă-le, dă-le. Dăm un premiu pentru comunitatea Stax. Dă, frate, Stax, dă, frate. De condus de... A, păi nu. Păi da, da, ei, voi dați un premiu și dau și eu prin voi un alt premiu, da. Da.
Da, așa, ce trebuie să facă omul? Păi nu, să răspund la o întrebare, să facem o tombolă cu cei care au comentat. Cum vrei tu? Facem o tombolă cu cei care au comentat. Și o extragem. Hai să facem pe... o tombolă cu cei care au comentat, dăm un curs de condus defensiv gratuit. Ok. Da? Bun. Facem. Cât costă, cu... că n-am zis. Un curs de condus curs defensiv pentru... Cel mai ieftin la noi, 1490 de lei, TVA inclus. Și poate își decontează pe firmă, dacă e. Păi e gratis, ce să-și deconteze? Păi există factură. Păi există TVA inclus. Păi există TVA inclus. Păi atâta pentru oamenii care vor să știe cât e. Da. Deci... Păi nu pe premiu, mă, nu mă pe premiu. Deci înțelegeți, mă, pe premiu. Eu am întrebat cât costă un curs la tine. Fii atent, eu la un moment dat am devenit plictisitor. Eu aș zice în promo să pui treaba asta, că să stea oamenii până la final, că nu o să intre nimeni pe comentarii. Zic că iar a vorbit Daniel la mult și... Nu, n-am vorbit mult. Ce poți să ne spui după 4 ani de activitate a Romanian Driving Experience? Din ce punct de vedere? Hey, din ce punct de vedere? Cum ți se pare după ce ai făcut 4 ani de cursuri și ai încercat și ai învățat oamenii să fie mai conștienți, mai prudenți, mai defensivi la volan, mai lululu, ți se pare că merită, nu merită, ți-ai pierdut? Vrei să spun 7.000 de întrebări. Băi, nu. O să-ți răspund în două feluri. Partea fericită din mine și partea foarte, foarte dezamăgită. Deci și tu ești bipolar ca mine. Nu te mai bipolar ca tine, exact. Bă, nu pot să fiu nerecunoscător și să nu zic că sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat în ăștia 4 ani. Pentru că, mă rog, absolut tot ce se întâmplă în jurul meu arată treaba asta. Adică echipa a crescut, veniturile au crescut, flota de mașini s-a mărit și se mărește în continuare. Avem proiecte noi și super interesante, unul dintre ele chiar foarte, foarte mare, dar nu pot să-l divulg la momentul actual. Sunt frustrat pe o parte pentru că am făcut așa o socoteală generală și vreau să vă spun că toți furnizorii de astfel de servicii, cei care se ocupă de cursuri de condus defensiv, an de an, instruiesc undeva la 0,2% dintre șoferii din România. Deci atâta facem noi pe an. Zero, asta înseamnă eu, Titi, Porcișteanu, Nafoca și cei care mai fac cursuri de condus defensiv și pe care putem să-i luăm în seamă în sensul în care oamenii sunt profesioniști și știu să-și facă treaba. Deci cam ăsta este procentul, de 0,2%. Cam cu asta ne ocupăm noi. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Eu cred că atât eu cât și ceilalți colegi din breasla asta fac atât de multă promovare cât se poate în momentul de față cu resursele pe care le avem, dar în continuare, frate, noi suntem cei mai buni și oricum știm exact cum discutăm de 4 ani, de la primul podcast pe care l-am făcut, cea mai mare problemă pe care o văd în momentul de față asta e. Oamenii s-au născut învățați, am cunoscut tot felul de oameni, mi-am pierdut foarte mult și din partea asta de toleranță, în sensul în care, efectiv, nu, cu anumiți oameni nu mai vreau să am răbdare, efectiv. Pentru că și dacă am abordat strategia prin care haide mă să înțeleg eu, hai să fiu eu bun cu toată lumea, hai să nu știu ce, hai să-i înțeleg, hai să-i conving să vină la curs și îi câștigăm pe parcurs, bă, cu unii nu funcționează. Adică genul ăla de, știi, băiețel de 19, 20, 22 de ani care are un bolid, cum se zice acum, de 700-800 de cai și care e de la 13-14 șefule, știi? De la cu 13-14, e dat 2 jumate, știi? Dale? Care încearcă el să-ți explice ție cum se fac lucrurile și el știe și el face și el drege și el n-are nevoie și el... Și dacă l-aduci pe circuit... Bun, eu îl înțeleg, eu n-aveam bolidul și știam eu. Adică eu îl înțeleg cumva la 20 de ani. Eu înțeleg. Eu, uite, mă pun de partea asta a puștilor care crede că cumva e o chestie naturală cu vârsta. Că la 19-20 de ani știi foarte bine că și tu făceai, da? Și tu făceai. Pe vremea noastră nu erau... Erau piloții de raliu care... Na, era Titi care mai apărea pe la televizor, care mai zicea una alta, dar... Da, mă, dar n-aveai acces. Asta mă frustrează. N-aveai acces la informații. Nici... Și uite, și Titi a început să facă super multe clipuri pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, da? Deci, bă, e informație pretutinde. Există niște locuri unde poți să faci treaba asta. Și tu știi, cred că foarte bine despre ce vorbesc, de Driving Hero, de cursul de drift pe care îl facem, de track day-urile pe care încercăm să le organizăm și unde stai că-i scump, stai că house, stai că mau, stau că bau. Adică nu... Dar pe de altă parte, absolut toți oamenii care ne-au trecut
pragul și care au fost instruiți de noi, nota 10. Am cunoscut niște oameni super faini cu care am legat atât prietenii cât și unele dintre proiectele pe care le avem în plan. Așa cum am zis și o zic de fiecare dată, pentru noi e greu să ducem, pentru noi e greu să aducem oamenii acolo pe circuit, că din momentul în care au ajuns acolo am câștigat 100% și încă n-am găsit o metodă prin care să construim un mesaj atât de smart încât să te facă să înțelegi cam ce simți la o astfel de experiență. Exact cum este și experiența de drift pe care o facem împreună în Grecia, știi cât de greu aduci omul acolo și când ajungi acolo, cum e pâslarul nebunul nostru, care ia 8-a oară. Adică a fost la toate. Da. Și acum am acertat inclusiv Claudiu, că cum, domnule, nu mai este celălalt din noiembrie? Păi zic, e la 2 săptămâni după. Păi da. Și... știi, da. Uite chestia asta. Nu reușesc, frate, deocamdată să... Dar repet, noi suntem pe creștere. A fost de mai bine de la an la an la an la an, dar încă suntem la 0,2% toți. Și foarte, foarte frustrant este că în loc să fim uniți cu toții și să aducem mai multă awareness în ceea ce privește partea asta de conducere defensivă, noi ne hăituim unii pe alții, ne furăm căciula, adică niște de-astea de... Nu o să le înțeleg niciodată. Asta or fi de la educație, da. Or fi că suntem noi români, De educația? De când suntem de acasă. Uite de la părinții cu copiii în parc. Da. Și am văzut... Și ți-am zis tot. Da. Uite, da. Când uite eu parc, cu copiii în parc... La da. Părinți. Eu cu copiii în parc am observat o chestie. Când mă duc în cartiere mai sărace, ale Bucureștiului... Adică ce vrei mă zici? Sectorul 6, da? Asta la mine acolo. Eu trăiesc aici că e o conjunctură, nu că-s bogat. Că aici m-am născut, aici am trăit eu și m-am obișnuit și nu vreau să ies din zona de confort. Tăviță nobilă de mic. Am trăit pe la palat, ca tine. Ca mine. Așa, bun. Și băi, m-am dus în parcuri de-astea de cartiere, nu știu, cum vrei tu să le zici, mărginași. Nu știu, habana, că și ăsta e mărginași, dar măsă. Bă, sunt mai ok părinții și copiii, sunt mai ok, le dau mai multă atenție, nu mai vin, nu mai fac. Bă, pe aici, pe nordul, pe Herăstrău, e haos. Deci, cumva, nu știu, banii strică, nu mi explic, bonele, cultura, mi-e foarte complicat cu oamenii cu bani care nu accesează aceste cursuri, că eu tot încerc să le explic că e ca și cum... Ai da 100 de lei, care în ziua de azi 100 de lei nu prea mai reprezintă mare lucru, și ai învățat limba franceză. La perfecție. Și da. Tu îmi dai 100 de lei și într-un minut, puf, gata, știi franceză, știi engleză, știi italiană, știi... Ce, nu vrei? Nu. De ce să nu vrei? Da. Nu vreau. Așa e și asta, adică tu când ai... Tu ai zis-o, bă, toată lumea își permite cât un telefon de ăsta. Scump. Bă, scump, mă, scump, da? Ca să nu mai zic de mașini scumpe, ca să nu mai zic de 7-800 de cai, o mașină, ca să nu mai zic, da? Își permit lucrurile astea pentru copiilor și nu îi duc la un curs de conducere defensivă. Da, să zic că nu vorba doar de curs de condus defensiv. Noi acum vorbim în general despre cursuri și despre metode prin care un om poate să devină mai bun în orice domeniu, exact cum să pui și tu. Poate învață o limbă străină sau poate nu dai la tenis. Mă depășește chestia asta, nu înțeleg. Da. Chiar nu înțeleg și vreau să te întreb că spuneai că toți oamenii care vin acolo și am fost și eu de atâtea ori la cursurile astea cu tine și i-am văzut pe oameni și cum îmi stă în caracter să nu pot să tac, le-am mai zis și eu una alta. A fost vreunul care a plecat de acolo și a zis, du-te bă de aici că mi-ai pierdut vremea o zi întreagă. Eu știam lucrurile astea. Pe Google la review-urile de la noi. Uită-te pe Google la review-urile de la noi, n-avem nici măcar un review de 4 stele. Atâta timp cât a ajuns acolo, nu spun că suntem noi... Eu știu noi, foarte bine și înțeleg. Noi numărul 1. Dar mă gândesc că explic, sunt nebun. Eu acum, îți jur, mă gândesc cum să împachetez treaba asta ca să sune frumos. Vreau să fac o chestie de genul, domne, vină la curs, îl plătești, deci plătești cursul. Și dacă la finalul cursului consideri că n-a meritat, îți dau banii înapoi. Adică eu atât de sigur sunt pe ce facem noi acolo. Ba chiar cred că o să mă duc în zona, nu-l plătești și îl plătești la finalul zilei. Nu-l plătești, vii gratis. Vreau să încerc cu 10 oameni să văd ce se întâmplă. Dar știi cum e? Aici eu voi alege sau eu trebuie să aleg dacă am meritat cursul sau nu, din ce punct de vedere. Păi dacă tu ai venit acolo și mi-ai dărâmat toate jaloanele la toate exercițiile și tu îmi spui după care eu te-am făcut să le mai dărâm și la final zici nu, n-am meritat, atunci, știi, adică... Da, eu nu cred că... Adică cred că rata oamenilor care nu vor plăti este foarte mică.
da, foarte mică. Și eu cred. Pentru că și eu și Marius, noi am fost la cursul ăsta și am făcut și un material, cred că are 3 ani de zile, nu mai știu exact, și mi s-a părut tare și am învățat lucruri și eu le spun oamenilor că am învățat multe lucruri de la tine. Păi, lui Marius i-a prins bine că și-a luat BMW. Și-a luat BMW, tăte, trage că era cu o față. Păi el nu-l interesează ce vorbim noi aici. Uite, vorbim, se uită după M3 ori. Mișto M3 ăla, mișto, nu? Îți place, nebun. Să mai treacă niște ani, mai faci niște cursuri că ajungi la M3. Bun. Deci noi am fost la curs, suntem foarte mulțumiți. Eu merg alături de tine la ala de drift, care iarăși este extraordinar și fantastic. Și cred că trebuie explicat și făcut o definiție a condusului defensiv, pentru că exact cum spuneai tu, noi le știm pe toate, dar oamenii cred că percep chestia asta ca și mă duc acolo să mă învețe asta, să merg încet. Da, deci da, să... în continuare mă lovesc de treaba asta. De exemplu, dar partea de drift pe care o facem noi în Grecia face parte tot din conducerea defensivă, da, pentru că așa cum știi... Stai, doar că eu nu vreau să mă duc la... Poți să folosești în două feluri. Da. Fie să te distrezi, fie să înțelegi că atunci când mașina supravirează, deci derapează, da, de spate, știi ce să-i faci. Da. Punct. Nu mai zic de toate finețurile, că în ceea ce privește modul în care îți rafinezi tu abilitățile, dacă ai văzut, când te pun la să tragi una de mână de mai multe ori, să parchezi paralel cu cornul, adică când vorbești de precision driving, asta clar te face un șofer mai bun. Eu le explic oamenilor numai simplu fapt că se află într-o mașină, că vorbeam ieri la podcast și am zis că o să meargă Alexandra și că o să conducă, da, ea. Alexandra nu o să meargă cu Silvia mea și o să facă drifturi până ronduri sau se va înscrie în campionatul de drift al României sau chestii de genul ăsta. Nu! Eu o pun acolo la volan doar ca să se obișnuiască cu senzația de a derapa cu mașina și a nu se panica, a nu se bloca. Da. Înțelegi? În momentul în care faci exercițiile astea, la un moment dat te obișnuiești, nu ți mai ai golul ăla în stomac, știi? Îți place, îți place, intenționat. Da, mersul de-a latul e o plăcere. Da, da, chiar da. Bun, știu că la un moment dat era vorba de o lege care cumva... Legea 20/2020, condusul defensiv. Cu condusul defensiv, da. Ce se mai Legea trebuie? Vieții. Cred că Legea îmi scriu... Știi, m-ați întrebat de nenumărate ori, știi, da, cum fac influencer. Da, da, am primit sute de mesaje. Am primit chiar sute de mesaje, dar bă, câteva zeci, da, de-a lungul timpului, da, am primit despre treaba asta. Și anume, legea asta cumva ar reglementa, sau reglementează condusul defensiv, de fapt că există, publicată în monitor oficial, dar din păcate, așa cum sunt multe legi în România, nu are norme de aplicare. Legea nu are norme. De ce nu are norme? Pentru că la ultima conferință la care am fost eu la Palatul Parlamentului, nebun, așa în cămășuță, grei, frumos, cu toți greii, da, din zona asta de siguranță rutieră, mi-am dat seama că nici nu o să se întâmple vreodată lucrul ăsta. Și o să zic o chestie și mai dură după ce îți spun ce s-a întâmplat acolo. Deci ne-am adunat frumos astăzi aici, știi cum se face la fiecare adunare, și urma să găsim niște soluții pentru a reduce numărul de accidente rutiere care se petrec pe șosele din România. Și erau diversi specialiști din diverse domenii. Și de la infrastructură, și de la... Erau și foarte mulți medici legiști, doamna senator, domnul nu știu care, și așa mai departe. Și a luat fiecare cuvântul și fiecare a început să zică ce a făcut, ce adresă, ce nu știu ce. Ei bine, s-a transformat dintr-o chestie care se presupunea a fi o chestie utilă pentru siguranța rutieră într-o dezbatere despre ce nu e bine în țara asta, cine ce-a mai făcut, eu am făcut și am drept și am și eu numărul 1, mi-aduc aminte, chiar era cu un domn acolo care m-am și contrat din Uniunea Medicilor Legiți sau ceva de genul ăsta, care era foarte nemulțumit că nu se mai face în facultate, nu știu ce... Ceva. Disciplină. Și cred că jumătate din ce s-a discutat acolo a fost despre asta. Și era un domn așa la vreo 70 de ani care bătea cu pumnul masă și ne învăța el. Și eu, păi voi toți ați trecut pe mâinile mele și ați făcut și am drept și eu v-am învățat, v-am făcut oameni, v-am făcut mare, deci fix ca pe vremea lui Ceașcă. Și mi-am dat seama că eu n-am ce să caut acolo. Când am luat cuvântul și am spus o chestie, zic eu, pertinentă pentru treaba asta, adică am zis, ok, eu o să vorbesc strict despre subiectul pentru care m-ați chemat aici, adică siguranța rutieră, evident că mi-au sărit toți în cap. Că ce? Că știți voi, că America, că Anglia, că... ok. Și doamna senator, care era din Comisia de Apărare, mi-a zis că da, și știu și eu de legea asta a condusului defensiv, dar am blocat-o la momentul respectiv pentru că favoriza un singur furnizor de astfel de servicii din țară și nu era normal. N-ar rost să spun despre cine e vorba, că e clar că se subînțelege, dar nu asta contează, contează faptul că bă, cum să blochezi o lege care ar putea să facă ceva bun
doar pentru că vi se pare vouă, sau chiar și dacă era așa, ar fi favorizat un anumit furnizor de astfel de servicii. Puteai să faci așa, ok, nu publicăm normele în forma asta pentru că te favorizează pe tine Silviu. Da, publicăm să fie mai mulți, da. Nu, ei au preferat să o blocheze, deci e blocată din 2020 încoace, nu s-a mai întâmplat absolut nimic și pot să fac pariu acum cu toată lumea că nici nu se va mai întâmpla vreodată. Și îți mai zic ceva, și dacă ar apărea această lege, conform a ceea ce simt și cred eu și din tot ce am trăit în toți acești ani, 4, eu cred că n-ar crește numărul de oameni care vin la astfel de cursuri cu foarte multe procente. Pentru că mi-am dat seama că, de fapt, nu asta este problema. Problema e că sunt foarte mulți oameni care își permit să vină la cursuri, dar nu vin tocmai pentru că noi avem chestia asta, du-te, domne, ce să mai învăț eu după 1.000.000 de kilometri? Și despre care tot vorbim la fiecare întâlnire de-a noastră sau... Asta că cred eu. Numărul deci, de kilometri automat... Din 0,2% o să ajungem la 1-2%. Ceea ce ar fi deci foarte bine, dar... Numărul mare de kilometri automat vine și cu skill-uri de a controla mașina într-un derapaj, de a preveni anumite situații. Și nu numai. În serio, copii de 18, 19, 20 de ani, cum văd ei oameni din trafic care nu știu să meargă cu mașina și... Na. Da, e greu cu treaba cu condusul. Eu am mers pe autostradă, am văzut niște haos. Acum, cu cât înaintez în vârstă, mi se pare din ce în ce mai deranjant mersul nostru pe autostradă. N-am înțeles mașinile de poliție parcate sistematic pe marginea autostrăzii care nu fac altceva decât să provoace ambuteiaje, frânări și așa mai departe, că da, lumea se sperie. Chiar dacă știu că limita, sau poate nu știu că limita de viteză de 130 de km la oră pe autostradă, frânează până la 80 și o frână aici se traduce în oprire la nu știu câți kilometri în spate de aglomerație și posibilitatea de accident și vai de capul nostru. Mersul foarte aproape, venit în spate. Eu am, ca asta vorbeam și ieri la podcast, având Skoda Superb Break, sunt fătălău în trafic, adică n-am cum să fiu șmecher cu Skoda Break, înțelegi? Și atunci vin ăștia și mă împung din spate că six-cinciuri, că îmi dau semnale stânga, dreapta, flash-uri, tot felul de semne, de lucruri. Îmi dau și mie. Da, știi, mă depășesc pe dreapta și la noi pe autostradă se merge cu 130 plus, să zicem, 140-120, cam aia e viteza, pe banda a doua, pe banda 1 se merge 90-100-110 și pe banda a doua sunt 7 milioane de mașini, pe banda 1 sunt 3 milioane de mașini, că toată lumea merge pe banda a doua, și toată lumea vrea ca ăia 6.999.000 să se dea la o parte pe banda 1 ca să treacă el. Da. Ceea ce e imposibil. Da, ce să, e șocant. Oamenii nu conștientizează distanța de frânare, ce se întâmplă dacă la pune frână de urgență în față și așa mai departe. Da, na, astea sunt probabil lucruri care țin de educație și de experiență și de discuțiile de la scara blocului, care spun că ESP-ul sau ABS-ul sunt lucruri rele și că ei le scot, că știu ei mai bine și că alea nu fac altceva decât să-i încurce și că ei s-au dus ei și s-au dat ei. Spune-mi dacă tu ai absolvit toate cursurile astea BMW certificate și ai școală, ești șeful la traineri, cum ar veni. Ai mai mers și la alte cursuri? Păi eu merg an de an. Și hai să nu punem în calcul cursul ăsta de drift, unde merg mai mult să mă distrez, că ai văzut deja. Driftul nu are niciun secret pentru mine. Dar îmi place că la cursul ăsta țin reflexele la un anumit nivel, știi? Adică mi-ascut reflexele și mi le mențin acolo vii. Și mi-am propus să, de vreo 10 ani deja fac treaba asta, ca în fiecare an să fac un curs care, repet, să nu fie ăsta de drift, na? Să fie un alt curs de specializare în domeniul meu, pentru că eu consider că, bă, oricât de bun te crezi, mai ai ceva de învățat. De exemplu, anul ăsta mă duc la un curs în Germania, la BMW. Din păcate nu este disponibil pentru publicul larg cursul, dar eu, pentru că mi-am dezvoltat o relație de-a lungul timpului, voi fi primit așa, cum să zic, off the record, pentru că este un curs care se referă la siguranța diplomaților și care te învață tot felul de lucruri cu mașini blindate, cu bombe care bubuie pe lângă tine, cu arme, trage în tine, cum să fugi, J-turns și așa mai departe. E un curs care e destinat doar instructorilor nemți de acolo, de la München.
Și știi cum eu, ca românul, mi-am făcut loc și m-am băgat. Ai și dat din coate. Da, la final de octombrie, în principiu, ar trebui să ajung acolo să-l fac, pentru că urmează să lucrăm și noi cu niște autorități care ar beneficia de aceste cursuri pe care le-aș face. Mă duc din nou la My Way Drift School, la ăștia în Ungaria, să fac un curs din ăla de tandem, ți-am povestit. Asta numai anul ăsta. Deci, da, eu în fiecare an mi-am propus să fac ceva pentru mine, pentru că eu consider că ce azi e nou, mâine e deja vechi. Mai ales în perioadele în care trăim noi. Și îmi și place. Păi adică da, după cum ai văzut și tu, când nu ne dăm de ești două, distracție. Trei ori la drift și după aia până pe mașină... Da. Nu, e distracție și nu o să faci asta așa, undeva. Da. Chiar dacă tu te duci la circuit, când ești la circuit, ai cursuri de făcut, deci n-ai timp să stai să faci drift. Vreau să înțeleagă toți oamenii că eu dacă stau pe circuit, nu eu, noi, trainerii de conducere defensivă, sportivă, pilotaj, ce vreți voi, dacă noi stăm cu niște oameni în mașină sau pe lângă mașină și învățăm pe ei să meargă, asta pe noi nu ne face trainer mai buni în fiecare zi în ceea ce privește abilitățile noastre. De condus, adică, da. Și eu trebuie ca din când în când să mă urc și să fac niște să lucruri, exerce. Da? Că-ți dau un exemplu. Noi la cursuri știi că facem un demo, deci le explicăm oamenilor ce au de făcut și după aia mă urc și trebuie să fac eu evitarea. Păi eu poate fac evitarea odată la două luni. Cum fac să-mi iasă? Știi că mi iese de 99,9% din cazuri, mi iese din prima și mi iese și la viteză mai mare. Dar cum fac asta? Păi fac asta exersând, altfel nu se poate. Că nu e că știi, acum ai învățat, e ca mersul pe bicicletă, ții echilibru și atât. Că și cu bicicleta poți să ții echilibru, să ajungi din punctul A în punctul B, sau să ții echilibru, să mergi pe o roată, să faci wheelie, să nu știu ce, să la, să pui picioarele pe jos. Tot felul de scheme. Exact. Da. Așa e și aici. Trebuie să exersezi. Toată lumea merge cu mașina, dar ca să fii la un anumit nivel și să zici că sunt șeful la mașini. Hai să vorbim un pic de șeful la mașini cu Driving Hero Festivalul. Cum a fost Driving Hero? Eu știu cum a fost, că am fost acolo. Da. Dar te întreb mai ca să... Mai nervos? Bă, nu mi s-a părut că ai fost nervos. Mamă. Nu mi s-a părut că ai fost am nervos. Am ținut în mine, da. Cum ți s-a părut Driving Hero? Că sunt oameni care... Sunt ferm convins că sunt oameni care se uită la podcast și nu știu că a fost acest festival. Uh-huh. Nu știu la ce s-a referit, nu știu ce înseamnă, ce a însemnat. Deci, festivalul Driving Hero are la bază un concept foarte, foarte simplu. Am făcut o preselecție în toamna anului trecut, de unde am avut peste 5.000 de înscriși în total, din care am chemat 250 la o preselecție la Politehnică la București, care au fost și cei care au fost și partenerii noștri. Și din ăștia 250 am ales 16 pe care am adus pe circuit, care timp de 3 zile au trecut printr-un program complet și complex de condus și, mă rog, duminică în finală s-au bătut între ei și a rămas unul singur care a câștigat premiul cel mare de 5.000 de euro și titlul de The Driving Hero. Mi-aș dori să pot să-l fac în fiecare an. În momentul de față, în proporție de 90% nu-l fac la anul. O să spun imediat și de ce. Eu per total sunt mulțumit în ideea în care cu resursele pe care le-am avut, atât financiare cât și logistice și ceea ce privește oamenii implicați, eu cred că mai mult de atât nu se putea. Da, cu siguranță. Adică eu știu exact cu câți bani am venit de acasă, care sunt pierderile, care sunt câștigurile și atunci știu că mai mult de atât, dacă aș fi reușit să fac mai mult de atât, sufeream foarte mult pe partea financiară. Și atunci, de bugetul ăla, aia s-a putut, ca să zic așa. Da. Am fost un pic dezamăgit de numărul de oameni, în sensul în care eu mă așteptam să vină 10.000 de oameni, au venit 10.604 în total în cele 3 zile, atâtea scanări de bilete am avut, deci un număr măricel pentru adâncata. Pe de altă parte am observat că cei care au, de exemplu, uite, cei cu mașinile modificate, mă așteptam să vină într-un număr mai mare. Mă așteptam să vină într-un număr mai mare la partea asta cu avionul, care a fost un efort considerabil. Mă așteptam să vină mai mulți spectatori să se uite la copiii ăștia care s-au bătut acolo, între ei. De asemenea, la concert, seara, au fost oameni, nu zic că n-au fost, dar totuși, pentru că cheltuia de mulți bani, ai niște pretenții. Deci cumva mă așteptam să fie un worst case scenario 7-8-10.000, au venit 10.000, da? Dar mi-aș fi dorit în adâncul sufletului să vină un pic mai mult de atât. Cred că genul ăsta de festival, și nici nu-l mai fac altfel,
ori trebuie făcut de 20 de ori mai mare, ori deloc. Și ăsta e și motivul pentru care nu-l mai fac la anul. Pentru că sunt în discuții cu cineva care se ocupă de organizarea de astfel de evenimente mari. Și ori îl fac big, adică festival în toată regula, ori nu-l mai fac deloc. Păi da, dar la ce te referi mare? Adică eu sunt de părere că mai mare de atât nu se poate. Păi adică... nu, mă refer la inclusiv la concept, da? Adică dacă este un concept care se învârte în jurul unei activități auto, mai mare de atât nu se poate, sunt de acord. Dar dacă este, dau un exemplu acum, da? Fără nicio legătură cu nimic. Dacă e un eveniment gen Untold, cu o componentă auto, care poate să fie cât se poate de prezent acolo, cred că vor veni mult mai mulți oameni. Cu siguranță. Adică mult mai multe activări, niște artiști. Cu siguranță. Da? Cu siguranță. Unul e să-l chem pe, cum a fost acum la Untold, Sam Smith și Lenny Kravitz, da? Și alte să chemi artiști mai mici de la noi, pentru care oamenii mai văzut că nu prea se strâng. Deci ori să-l fac gen, poate mă duc într-o zonă exagerată, Untold, ori nu-l mai fac deloc. Ok. Pentru că munca e o direcție tot bună. Un an e, tot un an muncesc la el, da? Tot lipsesc de acasă, da, nu vorbim de aceiași bani, dar știi cum e, câștigurile sau awareness-ul pe care îl câștigi este clar proporțional cu suma pe care o investești. Și atunci bun, știu că ai avut la un moment dat ai fost împotriva celor de la Car Vertical sau ai avut niște divergențe, clinciuri cu Car Vertical. Eu am lucrat cu Car Vertical. Lucrat cu Car Vertical? Da. Da, i-am promovat și nu sunt neapărat un lucru rău, doar că orice chestie, din punctul meu de vedere, trebuie interpretată și gândită și trecută prin filtrul minții. Nu e chiar așa, ha, n-are raport Car Vertical, e bună mașina, o cumpăr, sau are raport Car Vertical, nu o cumpăr pentru că a fost lovită și reparată în reprezentanță. Adică sunt niște nuanțe acolo pe care trebuie să le... Așa. Dar spune-mi care a fost problema la tine cu Car Vertical. Băi, cu Car Vertical a pornit de la o... de la o tâmpenie și a luat așa lumea foc degeaba din punctul meu de vedere, pentru că eu am avut la podcastul pe care îl fac eu un invitat pe Cristi Opincariu, care e un vopsitor de la noi din țară, pe care îl respect eu foarte, foarte tare. Și cu el, tot așa, când am dus eu mașină la el la vopsit acum vreo 4-5 ani, am avut o discuție despre Car Vertical și despre cum Car Vertical colectează informații de peste tot, nu le filtrează, le pune acolo într-o platformă, ți-a bonuțul și e totul bine și frumos. Doar că știi cum, atâta timp cât nu te afectează, nu e nicio problemă. Dar în momentul în care tu vrei să-ți vinzi o mașină, pentru care ai făcut, de exemplu, un calcul în Audatex, dacă știi despre ce vorbesc cu Audatex-ul, și pentru care tu ai făcut o calculație de genul, poate ai vrut să-ți modifici ceva la mașină, poate ai vrut pur și simplu să vezi cât costă, nu știu, vopsitul acelei mașini, să vezi dacă e mai ai cerut rentabil, o ofertă la un mai rentabil să o vopsești decât să o colantezi sau invers, da? Da. Și în momentul în care tu ceri această cotație, ca să o faci profit, trebuie să o faci într-un program de specialitate, gen Audatex, da? Tu dacă ți-ai băgat seria în Audatex a mașinii, atenție, mașina fără să fie lovită, și ai finalizat devizul și l-ai scos și îl dai clientului, mașina respectivă după 2-3 săptămâni apare în Car Vertical cu posibilitate down. Ok. Și atunci îți dai seama că eu dacă am o mașină listată la vânzare pe Autovit, pun seria de că n-am nimic de ascuns, dar tu iei seria, nu mă suni, iei seria și prima dată o verifici, vezi care e posibilitate down. Tu mă mai suni pe mine să întrebi sau care sunt șansele ca din 10 oameni să te sune 10 înapoi, să zică, domne, ia zi-mi și mie, cum e mașina asta, e dreaptă, nu-i dreaptă? Și începe discuția, domne, n-a fost lovită niciodată, du-te, domne, că apare pe Car Vertical. Și de la discuția asta în care eu am zis, bă, nici eu nu mai pot cu Car Vertical, ci cu oamenii care m-au disperat cu oamenii cu Car Vertical, și am postat acest reel pe TikTok și pe Instagram, primesc mare mail de la Car Vertical că vor să mă dea în judecată pentru denigrare. Ia, așa e, ia uite. Car Vertical, după cum bine știi, are foarte mulți promotori în România, gen Andy Popescu. Nu știu că nu-i urmăresc. Îți apar la nicio nu-i urmăresc, nu pentru că nu au genul meu de conte, bloc. Nu am ceva cu ei, dar nu au genul meu de conte, nu mă interesează. Nu mă interesează nici pe mine. Deci e Andy Popescu, un susținător înfocat, prietenul nostru comun Luci Popa.
vreun vlog Mihai Beldi, care mi-a și dat blog pe Instagram și pe TikTok. Da? Ți-a dat blog? Da, frate, dar nu știu de ce nu am făcut niciodată. Nu, frate, da. În fine. Băi, eu ți-am zis, și eu am în viața asta niște oameni care îmi sunt antipatici și cu care n-am interacționat niciodată. Da. Și îmi sunt antipatici. Da, da. Dar oricum el cântă bine. L-am văzut într-o... Da, el are voce, îmi place. Da. Deci dacă, dacă fac nuntă, îl chem. Ce rău e asta, mă. În fine, deci nu despre asta e vorba. Și cred că cântă bine. Care, da. E vorba care oamenii cântă bine, m-am zis cântăreți. Eu nu înțeleg de ce nu se fac cântăreți. Eu am zis că la un moment dat vreau să-mi fac formație, dar am las plete la iarnă. Așa, și acești promotări, din punctul meu de vedere, promovează destul de agresiv acest... Iau bani, platformă. Mă. Iau bani. Sunt de acord. Da. Dar tu când iei bani de la cineva, eu așa îmi fac parteneriatul, eu când iau bani de la cineva, în primul rând vreau să, sau verific dacă vreau să mă asociez cu sponsorul respectiv. Oamenii în ziua de azi nu verifică și nici nu interesează. Mine, poate să vină mâine. Mâine, îți dau scris acum. Să niște bani să cânti? Nu. Orice casă de pariuri, că eu nu fac nimic cu ei. Ok. E alegerea ta. Eu am mai discutat de chestia asta cu pariurile. Consider că e așa o chestie cumva de nișă și mie nu mi se pare normal. E o reclamă, pur și simplu. Nu înseamnă că dacă eu zic niște lucruri, oamenii aia se duc și se aruncă de pe clădire, că am zis eu. Jocurile de noroc sunt interpretate greșit în România. Jocurile de noroc sunt pentru oamenii bogați ca să, să joace ceva cu emoție. Nu trebuie să... E interpretată greșit pentru că oamenii vor să se îmbogățească de pe urma jocurilor de noroc și știm foarte bine că jocurile de noroc funcționează foarte bine în țările sărace. Dar ele nu pentru asta au fost inventate. În sfârșit. Da. Știi, vechea discuție cu manelele ne fac rău sau nu. Dom'le, nu mai promovați manele, nu mai promovați filmele. Manele ne face rău. Ne face rău manelele. Ne face rău, da. Da, nu ne face rău și am manelele. Eu am stat să mă gândesc foarte mult la treaba asta. Pentru că am observat două categorii de oameni. Este acel om care ascultă manele, să zicem, conjunctural la o petrecere și care nu pleacă din sală, că, bă, că sunt manele. Băut, un șpriț. Te-ai și ridica un pic un să șpriț, dansezi. Da, intră, că e balans. Și cealaltă categorie de oameni care... ascultă manele... Dar nu recunosc. Păi primii nu recunosc. Nu, cei care ascultă sunt fani convinși manele, dar marea diferență între cei doi este următoarea, între cele două categorii. Ce naște în tine momentul ăla în care asculți manele? Pentru că în mine, nu știu, eu dacă sunt la o petrecere și ascult manele și vreau să mă bucur, nu știu, de o manea veche, că, nu știu, cânt Adrianu manea din anul 2000 și pe o zemiu când eram copil, da? E una. Ascult, mă bucur, după care mintea mea se duce în continuare la ce am eu de făcut cu ale mele cursuri și așa mai departe, cu familia, cu nu știu ce. Dar sunt oameni care după ce au ascultat o manea, fac scandal. Vor să taie, vor să fure, vor să aibă fete la produs, vor să fie numărul leule, nebunule, înțelegi? Da. Eu cred că da, acelor oameni manelele le fac rău. Adică, exact și cu pariurile. Noi dacă mergem acum să punem un bilet la mișto, pe mine nu mă convinge să pun și mâine și pun și răspoi mâine. Dar sunt oameni care pică în patima asta pentru că sunt slabi din mai multe puncte de vedere. N-au educația necesară. Visează că ai vers pe preț. Lasă că pun astăzi, că îi dublezi și nu știu ce. Înțelegi? Și atunci consider că modul în care se speculează treaba asta e ușor pervers. De fapt, despre asta e vorba. Atâta timp cât nu există case de pariuri, mai vezi oameni care se sinucid din cauza faptului că au pierdut bani la pariuri? Nu. Dacă n-ar exista, nu știu, țigări, alcool, droguri și așa mai departe. Adică, știi, acceptăm deja prea multe. Păi, asta e societatea din ziua de azi. Acceptăm pe toată lumea. Și trans, și gay, și negay, și bi, și mi, lili, tot felul de... non-gen, transgender, gender fluid. Da, adică deja fluid. Nu mai există diferența între, bă, ești, adică accepti pentru că ți se bagă pe gât și, sau accepti pentru că înțelegi lucrul ăla, ți se pare că e inofensiv și, bă, fiecare cu treaba lui, știi? Cred că totul trebuie să aibă o limită. Așa cum, știi, ne ziceau și bunicii noștri. Mamaie, nu te îngrași dacă mănânci câte puțin din fiecare. Așa e și aici. Da, dar vezi tu, în ziua de astăzi și în fuga și în goana în care suntem după bani și după a face lucruri, nu mai stă nimeni să-ți explice.
Cam asta face car vertical, dacă ne întoarcem la subiect. Nu mai stă să-ți explice că eu am băgat mașina în service și lucram acolo și aveam de vopsit capota și bara și băieții am zis, doamne, vrei să-ți facem noi tot botul, că tu oricum ai mașina în leasing și nu ți afectează rata și facem frumos și nu se vede nici diferență. Da. Și au facturat și au arătat și când mi-am pus mașina de vânzare car vertical, a zis că a fost daună totală pentru că suma de atunci raportată la valoarea mașinii de acum și eu le-am dat un mail și mi-au zis, da, dar ștergem aia de acolo dacă e. Da, nu e problemă dacă tu ne dai un mail și ți-au șters. Sunt oameni. Nu, n-am dat. Dar ca idee. Am mail-uri de la scandalul de atunci, mi-au scris foarte mulți. Uite, îți trimitem mail-uri în care am pățit același lucru, am trimis mail și nu ne răspunde nimeni de un an. Cu aia ce facem? Da, adică am plecat de la una, am dat-o în alta. Cert este că eu aș pune un disclaimer. Domne, informațiile prezentate, dar mare undeva, nu pe a treia pagină undeva jos, sub masă, știi? Da, mă, da, nu. Sunt timp ca un rol pur informativ și nu reprezintă neapărat realitatea, știi, 100%. Bun. Acum, problema e alta, că după treaba asta, după ce mi-au trimis mail, dar mail cu frumos de la avocat, că nu știu ce, mi-au solicitat într-unul dintre paragrafe să-i primesc la podcast ca să aibă drept la replică. Ce mai vrei? Foarte frumos. Veniți încoace, băieții mei. Pe voi, că zic, chiar vreau și eu să fiu lămurit că m-au acuzat acei promotori, mă rog, o parte dintre ei, că nu știu eu cum funcționează platforma. Nu știu. Vreau să veniți înțeleg să-mi cum explicați platforma, că mașina mea care e albă de la 0 km apare pe car vertical galbenă. Eu dacă vreau să vândem 240, bine că e în 20 și poate fie taxi, un om poate zică, păi da, uite, a fost galbenă, înseamnă că a fost taxi, adică tot felul de prostii de genul ăsta. În fine, am răspuns frumos la mailul respectiv, tot cu scrisoare de la avocat. Nu consider că ce am făcut eu vă denigrează în vreun fel, mai ales că eu mi-am povestit o experiență proprie, da? Că eu aia am trăit. N-am spus, nu mai cumpărat de la Car Vertical, nu mai intrat pe Car Vertical, Car Vertical e o mizerie. Am spus pur și simplu care e experiența mea cu platforma lor. Și da, vă rog foarte mult să veniți la podcast, să aveți dreptul la replică și să vă apărați imaginea așa cum considerați. Da. Și am scris acolo, având în vedere că toate costurile producției vor fi suportate de mine, vă rog foarte mult să fiți serioși în ceea ce privește momentul în care alegeți să se întâmple lucrul ăsta, pentru că o să blochez o zi pentru asta. Da, revenim noi. Te sunăm noi pe fix. A, nu, înainte să-mi răspunde, le-am mai trimis eu. Cum rămâne cu, că vine, urmează o perioadă aglomerată, v-ați hotărât, revine colegul nostru Ionică și vă spune. Ce să crezi, după 3 săptămâni răspunde Ionică, bună ziua, ne-am gândit mai bine, nu mai venim, e ok, mulțumim, să aveți o zi frumoasă. Păi stai mă, dar cum era cu datul în judecată, cu, adică, știi, intimidare de-aia proastă, rău de tot pentru mine, că nu e ca și când pe mine m-a speriat ceva sau că nu. Totuși, am o vârstă și trecut prin câteva experiențe de genul ăsta. De ce? De ce să faci asta? De ce? Poate mă dau și pe mine judecat acum, ce? Ce să fac. Deci înseamnă, dacă ei nu au venit să dea dreptul la replică, înseamnă că tot ce am spus eu în podcast despre este adevărat. Deci îi denigrezi în continuare. Știi, mă, eu sunt un fel de, știi, ziarist de la jurnalist de la... Da. Sunt bătrân. Da. Gazetar bătrân. Da, deci asta a fost cu deci Car Vertical. Deci denigrezi în continuare. Deci asta zici. Deci asta, a fost... asta a fost cu Car Vertical, da. Incredibil. Și, na. Da, pentru unii este, uite, Andy Popescu, că tot... M-ai omorât cu Andy Popescu. Că... Andy Popescu. Să ne dai bani. Să ne dai bani, Andy. I-ai luat microfonul, da? Da, mă, zic cu Andy Popescu. Băiatul ăsta profită foarte fain de Car Vertical și face un super conținut pentru targetul lui, sănătate drumului. Eu n-am nimic, atenție, eu n-am nimic nici cu el, nici cu nimeni. Nici eu n-am nimic cu nimeni, Doamne ferește. Nimic, Doamne ferește. Da, nici eu nu. Andy, dacă vine mâine sau oricare vine la un curs, e client, n-am, da. Adică n-am... Da. Doar că nu sunt eu în targetul conținutului lui. Adică... Doamne ferește, fiecare e liber să facă și să promoveze ce își dorește pe internet. Exact. Cu bune, cu rele, cu șocuri, cu neșocuri, cu prostie, cu amuzament, cu ce își doresc ei. Nu e nicio problemă. Eu le spun și încurajez pe toți că oricât de nebun ai fi, îți găsești niște adepți. 100%. Și cu cât ești mai nebun, cu atât ai mai mulți. Cu atât ai mai mulți, da. Și chiar mă întrebau oamenii de aici la câte vizualizări, faci bani și nu știu ce. Da, nu e. Viața nu e așa de simplă pe YouTube.
și nici ușoară și nici să creezi content și nici așa. Și uite, noi avem din regie aici, din regie, am luat-o și eu de ieri cu regia, o întrebare, că eu nu urmăresc alte canale românești, dar vezi, Doamne... Taci-mă că nu pe tine te... Tu ești regia, noi avem mai mulți oameni în car. Avem în car aici. Avem în car mai mulți oameni și că ar circula pe internet acum un clip care ne spune că frânarea în viraj este corectă sau nu, trebuie să îndrepți roțile, nu trebuie să... Hai că să intrăm un pic, să-i ajutăm pe oameni. Mm-hmm. Cu sfatul. Știu la că... ce clip se referă, mi l-au trimis cel puțin 20 de oameni și mie, doar că mi-a arătat acolo message unavailable și zic, bă, nu văd despre ce. Ah, că aveai bloc. Aveam bloc, mă, e făcut de Mihai, de Mihăiț al nostru. Iar un băde. Vrum vlog. Da. Repet, cu care, bă, eu nu mi-amintesc să mă fi certat vreodată, nu știu, până am fi contrat la un moment dat, dar poate că omul, înțeleg, adică... Poate că omul merge în direcția asta de sfaturi legate de conducere defensivă și s-a gândit că tu fiind pe acolo să nu-l contrazici. Ok. Mă gândesc, apar n-am, nu știu. Mă crezi că dacă ar fi fost vreodată, s-ar fi pus vreodată problema așa, cred că i-aș fi scris în privat, bă, vezi că vorbești prostii? Așa, din respect pentru faptul că e cumva în domeniu și în... În fine, da, știu clipul în care Mihăiț al nostru arată că atunci când intri într-un viraj și vrei să frânezi, bine este să îndrepți roțile, da? Și să frânezi cu roțile drepte și abia după să continui virajul dacă, mă rog, mai poți, să-l continui dacă mai poți. Dacă mai poți. Este o tehnică... care se folosea și înainte, se poate folosi și acum fără absolut nicio problemă, doar că știu că câteodată putem să facem lucrurile un pic mai eficient, un pic mai util. Nu are rost să mai povestim despre ce este ABS-ul, cum funcționează și pentru ce a fost inventat, dar atâta timp cât mașina ta, cu mașina cu care e exemplificat exercițiu, este o mașină, un Mercedes, dacă nu mă înșel, care e dotată clar cu ABS, SP, adică 100%, da? Atâta timp cât ai ABS, nu are rost să faci asta. Pentru că ABS-ul cu asta se ocupă. Adică el face treaba aia pentru că, da, tot timp cât mașina este virată, da, o parte din greutatea ei se duce pe partea opusă virajului și atunci este posibil ca în momentul în care frânezi, da, să încarci fața și să vezi, Doamne, să plece mașina de spate. Și treaba asta nu se mai poate întâmpla la o mașină cu ABS, pentru că ABS-ul asta face, gestionează exact forța de frânare pe fiecare roată în parte, ca mașina să urmeze calea de mers dorită. Da? Și am, cred că am cel puțin 10 clipuri cu frânare de urgență în viraj, da? Nu cu roțile drepte, cu roțile virate, în care oamenii pur și simplu apasă pedala de frână ciobănește, adică se apasă pe frână blană. Da? Că îți dau un exemplu. Uite, asta e mașina, da? Asta e mașina. Și face virajul de dreapta. Foarte mult într-un viraj din ăsta de dreapta, mașina frânează cu roata din dreapta spate. Înțelegi? Tocmai pentru a crea un punct pivotant, da? Care să țină mașina pe viraj și să forțeze cumva fața mașinii să se ducă către interiorul virajului. Mai important decât unde ai virate roțile, e unde ai privirea. Cel mai important la absolut orice exercițiu de genul ăsta este unde te uiți. Pentru că știi cum e prima dată, chiar dacă ești virat când frânezi tare, da? Mașina o să înceapă să încetinească. Prima tendință a mașinii este să subvireze puțin. Mă refer la mașina care are ABS, SP, DSC, ce vrei tu, da? E, pe măsură ce frânezi în viraj, e bine ca la început să ții volanul atât cât l-ai virat la început și să nu virezi mai mult. Că s-ar putea, dacă faci treaba asta în funcție și de ce e pe jos, să intri în subvirare. Dar dacă tu apuci să frânezi tare, nu modifici unghiul volanului, aștepți un pic ca mașina să încetinească și după aia, pe măsură ce mașina încetinește, virezi din ce în ce mai mult către viraj ca să apuci să faci virajul, îți iese exercițiul fără absolut nicio problemă. Deci, din punctul meu de vedere, nu este greșit ce a zis, dar este inutil. Ok. Sau altfel spus, ai dat banii pe o mașină cu ABS degeaba. Și cu SP. Că alea, da, fac lucruri pentru tine. Atenție, pe care tu nu poți să le imiți. Da. Bine, din experiența lui de mers la peste mii și la astea, mai mult decât de stradă. Zi tu, pune tu întrebarea. Nu se aude Marius. Marius întreabă că dacă sfatul lui vine din experiența lui de a merge la curse. E foarte posibil, pentru că mașinile cu care
se merge la curse, n-au aceste sisteme și atunci trebuie să faci tot posibilul să dar de ce nu, mă, nu-și permit, stabilă. Nu-și permit sistemele că, da, la curse, până la urmă, și dacă frânezi de-a latul și pleacă de-a latul și o ții de-a latul, nu e nicio problemă. Dar, repet, pentru o mașină de stradă dotată cu aceste sisteme de siguranță active, tehnica este inutilă. Semnalizăm stânga în sensul giratoriu? Ai mai sărit peste niște întrebări, e? Nu e treaba măgarului de unde bea oile apă. Nu, mă gândeam că eu... mă gândeam că eu când am venit aici la OMV și am intrat în rond, m-a deranjat foarte tare faptul că oamenii care veneau spre mine în rond nu semnalizau stânga. Ca eu să știu că ei nu se duc în partea aia și să nu mă bag. Și mergeau fără semnal în rond. Și zic, băi, ia uite-mă, păște, de ce nu dai un semnal să știu și eu că ei pe aici și noi pe acolo? După care eu când am intrat în rond, am zis, bă, ăștia de aici, de la prima ieșire a rondului, trebuie să știe că eu nu urmează să ies, mai stau un rond. Și le-am dat semnal stânga și după aia la următoarea ieșire am dat semnal dreapta că vreau să ies. M-am gândit că am făcut asta. Și zic, poate am făcut bine, poate am făcut rău. Asta deci dacă aveam pauză. Stânga, întrebarea este dacă semnalizăm stânga în sensul giratoriu. Păi, dacă nu ieșim sau... la prima ieșire, în rond. Păi, trebuie privită, știi cum, eu am o chestie. Ce e legal nu e și defensiv neapărat. Și invers. Dar nu trebuie să fie legal, eu zic atunci, de normalitate. Hai să zic ce zice legea. În primul rând să stabilim ce este un sens giratoriu. Un sens giratoriu este o intersecție. Eu la care intru eu cu a întâia, pentru că n-am suficient de multă putere și trag la... Noi ăla. Deci, să fac pe profesorul de legislație, da, știi? Rog, deci spune. Sensul giratoriu este o intersecție dirijată, așa cum spune codul rutier, semnalizată ca atare, cu una sau mai multe benzi, da? În care există un singur sens de mers. În jurul punctului central al sensului giratoriu propriu-zis. Da? Deci, atâta timp cât tu ai pătruns în sensul giratoriu, nu ai decât o singură variantă. Să circuli pe banda pe care te-ai încadrat de la început în jurul punctului central al sensului giratoriu. Da? Nu există altă variantă. Este ca și când ai desface acel sens giratoriu, acel cerc și ai face o linie dreaptă, ai face o, da, deci cum e sensul așa giratoriu, îl iei de aici, îl desfaci, îl destinzi așa și obții o linie dreaptă, da, cu mai multe ieșiri către dreapta. Asta e sensul giratoriu. Este o linie dreaptă cu mai multe ieșiri către dreapta. Doar că, da, pentru a fluidiza traficul și a-ți permite să vire stânga, dreapta, să te întorci, este făcut în loc de o linie dreaptă un cerc. E, tu dacă ești pe o bandă, îți dau un exemplu, de ce în mod normal nu ar trebui să analizăm stânga, cum nu se întâmplă nicăieri în lume, da? Tu dacă ești în sensul giratoriu, oamenii care așteaptă să intre în sensul giratoriu, atâta timp cât tu nu semnalizezi dreapta, trebuie să înțeleagă că tu îți continui drumul în sensul giratoriu. Ok. A, că oamenii nu semnalizează nici dreapta când ies. Aia e de fapt problema. Pentru că eu dacă aș intra în sensul giratoriu și imediat ce am pătruns, aș pune semnalul dreapta că ies pe prima ieșire, da? Tu, care stai din contrasens și mă vezi că semnalizezi dreapta, știi că poți să pătrunzi în sens, da? Că eu ies înaintea ta. Okay. Acum, că sensurile giratorii sunt făcute cum sunt făcute la noi, dacă noi nu avem sensuri giratorii, la noi, pe drumul național s-a pus așa o pleașcă, bam, gata, le-am făcut și la ăștia un sens giratoriu. Ăla nu e sens giratoriu. Și deseori acolo e bine... sau cel puțin sunt momente în care și eu semnalizez stânga, pentru că îți dau un exemplu. Ai un drum național de pe unde se circulă cu viteză, da? Dacă sensul giratoriu e făcut de așa natură încât nu te forțează să încetinești, eu care ies de pe drumul fără prioritate, sau drumul care înainte era fără prioritate, da? Dacă eu stau acolo și vreau să intru în sens, dar ăla vine cu 100 și nu încetinește, el și dacă e la 100 de metri și eu sunt aproape de sens și intru, el intră în mine, că n-are cum să frâneze. Da, și deseori mi se întâmplă treaba asta. Mă claxonează ăla ceva de genul, cum ai intrat, bă, să n-ai văzut că vin cu viteză? Păi, bă, nebunule, tu și tu, la rândul tău, ai indicatorul cedează trecerea. Adică, a, că vii tu tare și nu încetinești, e altceva. Și atunci eu, ca să mă vadă oamenii, da, că virez stânga într-o astfel de situație, pun semnalul stânga. Deci, cu alte cuvinte, dacă tu vii de pe autostradă cu semnal stânga pe banda 2, mergi în sensul giratoriu tot cu semnal stânga. Poate vrei să mergi tare în sensul giratoriu. Și îți mai zic o chestie. Dacă ai un sens giratoriu
cu trei benzi pe sens. Tu ești pe prima bandă și vrei să te duci pe banda a doua. Acum ar trebui să clarificăm care e prima bandă și care e banda a doua pentru mulți banda, fii atent, banda 1 da. Este întotdeauna banda, în sensul giratoriu, banda din exterior, da? Ca deci banda și din pe dreapta. Drumul normal. Exact. Și fii atent, stai cu semnal stânga cum stau mulți și vor să se mute de pe banda 1 pe banda 2. Ce fac? Pun semnal peste semnal? Nu, păi tu același semnal stânga îl folosești. Păi, și cum? Adică eu poate stau în rond sau poate mă mut spre interiorul da. Rondului că urmează să-i trag lat. Ia. Bă, stai mă că vorbeam ceva. Da, păi urmează următoarea întrebare. Da. Eu pregătesc. Stai. Atent, încă ceva foarte important. E clar că banda 1 are întotdeauna prioritate în sensul giratoriu. Asta trebuie să fie clar pentru toată lumea. Deci dacă ești pe banda din exterior, tu poți să te învârți, uite așa. Da. Da? Banda 2 și banda 3 și 4 și câte ori mai fi în sensul respectiv, trebuie să-ți dea ție prioritate. Aici apare o altă problemă. Cât știu treaba asta? Pentru că eu dacă sunt pe, uite, îți dau un exemplu, la Charles de Gaulle, da? Da. Da? Dacă vreau să mă învârt acolo... Pe banda 1. Pe banda 1, bro, sunt șansele banda 3 și banda 3 care vor să iasă, da. Tine, adică intră da. În tine, punct, da? Da. Și atunci până și acolo, chiar și cu semnal de multe ori, opresc eu să treacă alții. Păi... Oamenii nu înțeleg cine are da. Prioritate. Asta da. Mi se pare o problemă mai mare, nu că semnalizăm stânga sau 1. Da. Păi da. Nu. Banda 1 are prioritate, asta era discuția. Acum are prioritate, așa e, da. Dar cine știe asta? Marius zice că era... Păi, Marius zice că era o discuție la televizor, la reflexii rutiere era discuția. Păi nu, dar nu. Că poți să ieși din rond de pe orice bandă. Poți să ieși, da, dar trebuie să dai prioritate. Bandă, atâta timp cât dai prioritate celor din dreapta ta. Adică dacă ești de pe banda 3, trebuie să-i dai prioritate ăluia de pe banda 2, iar dacă ești pe banda 2, prioritatea ăluia de pe banda 1, simplu. Scuze-mă o secundă. Da. Și vezi, pentru că toată lumea a făcut treaba asta an la rând, cum îi mai duci tu pe oameni care... Ei oricum știu de toate și conduc. Ar trebui, așa cum zic eu, să se dea un test periodic, o dată la 5 ani sau la 10 ani. S-a schimbat de 20 de ori. Da, legat cine de legislație, așa cum tot zic că lucrurile în România sunt făcute ala andala sau invers decât ar trebui. Și am zis-o și ieri, dar nu, alt canal de YouTube nu contează. Eu, având permis de categoria B, având permis categoria C plus E, m-am dus și am dat AU și am picat la sală de 4 ori. Așa ești? Da. Pentru că învățam după niște chestionare de pe net care erau greșite. Total. Și nu mi se pare normal ca eu, având categoria B, C plus E, să vin la tine să mă examinez, să zic, Silviule, vreau să merg cu motocicleta, dau acolo o redobândire de categorie, sau nu știu cum să-i spun, vin da. Să mă verific pe o legislație, pe aceeași legislație cu da. BU, deci nici nu mai zic de ce și de E, deci vin să mă reverific și pic cu succes, pic cu succes. Deci da. Eu nu știu legislație. Da. Deci am eu dreptul să mă urc în camion să plec în Germania, la Paris? Că eu am venit de 4 ori să zic că-s prost. Nu e normal. Da. Dacă tot rămân cu permisul, de ce mai vin să dau sala de A? Unde e logica să mai dau sala, da? Dacă eu am B-ul, C-ul și eu, adică... Deja, mi se pare o aberație totală. Că asta e țara și lucrurile sunt făcute așa cum sunt făcute. Și am zis-o și în celălalt podcast și o zic și aici. Dacă există o logică pe care eu nu o văd, că dacă eram deștept aveam milioane de euro, deci n-am, deci nu sunt, și știe cineva logica asta pentru care eu trebuie să mai dau o dată sala, având B-ul, nu mai zic de ce și de E, să-mi explica și mie, că eu nu înțeleg. Exact cum spun, zi, Marius, ai vrei să... Întrerupe-mă că eu te las, zi. Pentru A sunt niște lucruri pe care nu le ai la B, nu le ai nici la C. E aceeași legislație de A ca și pentru B. Nu sunt niște puncte. Că ce? Că trebuie să pun semnul de începător pe numărul de motocicletă? Eu am dat ACD, ACD odată și am dat aceeași sală. Am mai puțin la CD unde am avut niște întrebări de mecanică. Că-ți schimbă... De moto. Ce întrebări sunt specifice de moto? Remorcă la motoretă? La motoretă? E clar, incredibil. E clar că s-a mai schimbat legislația, mă vezi? Eu n-am dat asta. Nu mi-aduc motocicletă cu remorcă, zici. Incredibil.
Eu vreau să văd, și eu vreau să văd motocicletă cu remorcă. Bag ăsta în cap, mi-l bag în ochi. nu contest, există, am văzut, da. Da, în sfârșit. Da, deci să-mi explice oamenii în comentarii că eu sunt mai dobitoc. Da, și mă, că nu te bag pe tine în seamă. Bun, și ca să pregătesc următoarea întrebare, care vine din regie și Silviu... Din car. Silviu știe întrebările, că el este un elev conștiincios și el tot timpul la școală și învăța lecția și era tot timpul cu mâna pe sus, era genul de elev care scotea ochii profesoarei. Și mă puneam Silviu în bancă, mă puneam la catedră. A primit și el întrebările dinainte și de-aia știe ordinea lor, că e tocilar. Așa, am pregătit următoarea întrebare care spune că există condusul agresiv. Cum se sancționează condusul? Eu știu că am fost sancționat pe el, asta zic, și cu rondul. Deci cum se sancționează condusul agresiv și ce înseamnă condus agresiv? Băi, nu, eram foarte calm, dar oamenii au considerat că e agresiv. Acum se pedepsește condusul agresiv cu reținerea contravențională și reținerea permisului pe 30 de zile. Mamă, și ce mă bucur. Pick me. Mamă, pick ce me. Mă bucur. Da. Băi, nu, da. Deci pentru asta, da, pentru treaba asta chiar mă bucur, pentru că la condusul agresiv intră așa. Pe lângă faptul că frână în față intenționat, adică chestii care pe mine, efectiv, cum să zic, de multe ori, aproape că m-au făcut să mă dau jos din mașină, să fac o tâmpenie mai mare decât dacă nu s-ar fi întâmplat deloc. Okay. Da? Adică momentul ăla în care vine unul, știi ăla, 1400, 1300 și sfârnează în față, știi? Și el are 43 de kg cu tot cu mașină, înțelegi? Na, îți vine să te dai jos la el, clar, punct. Deci da, se sancționează treaba asta. Se sancționează plecatul cu burnout, da? Deci cu scârțit de roți în loc, scârțit. Se pedepsește slalomul printre mașini, okay. Se pedepsește flash-ul și semnalul stânga, se pedepsește, okay. Intră la condus agresiv, se pedepsește mersul pe o roată cu motocicleta, asta era și înainte, întors cu frâna de mână, absolut toate lucrurile astea pe care le fac în general teribiliștii, da? Da? Și care, băi, fii atent, deci... Recent am fost la Snea. Hai să zic cât de sifon am fost, ca să înțelegi. Bă, dar și cât m-am bucurat că am fost atât de sifon. Ești moși care spargi mingea copiilor. Exact. Asta e. Exact. Fii atent să-ți explic. Copiilor, ce să mai îmi explici. La un moment dat prin Sinaia... Mai îmi explici. Mai îmi explici. Mai, nu mai mai îmi explici. La un moment dat pe la mine, pe la țară, pe la Sinaia, pe acolo, pe la Carol... Și pe la Ferdinand, și pe la doamna principesă, anti doamna principesă. Până curtea palatului pe acolo, chiar. Exact. Veneau niște băieți așa cu niște mașini sunate. Ba chiar și niște băieți din Sinaia și-au cumpărat niște emuri, fac ei legea pe acolo, înțelegi? Și centrul orașului Sinaia are fix 783 de metri, adică de la hotelul internațional, da, până la parc, da? Acolo unde avem și noi o căsuță. Mică. Bine, mică, și o cameră. 180 de metri pătrați. În curtea palatului, unde o a crescut. O casă mică, 780 de metri, da, pătrați, da, unde am crescut eu. Și unde, ce să crezi, aveam și pian în baie. Așa. Bun. Mergem mai departe. Da. E, pe bucata respectivă, băieții ăștia făceau curse. Bă, dar știi cum e? Nu făceau și ei noaptea, dimineața sau când nu era lume. Bă, făceau sâmbăta, duminica, când era full de turiști. Păi nu să-i vadă Pops oamenii. Pops and bangs, nu știu ce, bla, bla, bla. Ei nu făceau curse să vadă cine e mai bun, ei făceau să-i vadă lumea. Stă-te. Eu stau fix se pare... pe bulevardul care unde avem noi casa, este fix colț cu bulevardul, este strada Alexandru Vlahuță, unde în capătul acesteia există sediul poliției. Băi, așa am crescut cu poliția pe stradă, adică na, ne cunoaștem toți cu toți și acum am cunoștințe în zona asta. Deci și ai pile. Am pile și stăteam de vorbă cu ei, bă, zic, uită-te un pic, ăștia o să facă una groasă odată. Aia, nu, că ce, că nu știu ce, că dacă lasă, că iardem, că facem, că trecem. Bine. Alții, du-te, domne, de aici, că nu, că ce, că fac și ei cum făceam și noi. Bă, nebunul satului. Okay. Noi, în primul rând, nu avem mașini de puterile astea, da? Nu mergeam cu 170 până oraș, da? Și într-o zi când l-am văzut pe un copil de ăsta, cred că avea, stai să mă gândesc ce mașină avea, un X6M sau ceva de genul ăsta, da, cred că atunci, am sunat-o pe maică-sa, că o știam pe maică-sa. Bă, uite așa, așa, să rumna, știi că sunt, da. Da, că știi că îmi pare rău, că haide că îl sun, nu știu ce, l-a sunat, mă sun înapoi. A, că ce, că m-ai mințit, că a zis fiul meu că nu e adevărat, că n-a mers. Păi zic, ce interes am eu să te sun, să te anunț că vezi că fii tu, faci asta și poate să moară. Adică, nu, că ce, că eu îl cred pe fiul meu, că nu mi-am minte niciodată că a bine. Ok, e regulă, da? La vreo câteva luni după treaba asta, mare accident în Sinaia, tot așa unul de ăsta care a făcut un teribilism, a sărit direct pe trotuar să intre în magazin uneia de haine. Și a fost fix momentul în care am zis, bă, dacă era fiul meu, dacă eram eu sau nevastă mea, copilul meu sau mama, sau nu contează, nu mă duceam la
pușcărie, că eu nu, adică aici, din păcate, am o lipsă de toleranță gravă. Dacă, Doamne ferește, mie mi s-ar întâmpla treaba asta, ăla n-ajunge la judecată. Adică mi-o asum și o spun că nu, mă duc la pușcărie, clar, n-aș duce asta, da? Mai ales când mă ocup cu treaba asta. Și atunci am zis să iau niște măsuri și, bă, le recomand tuturor oamenilor să fie sifoane. Cum? Acum vreo două săptămâni același lucru, de ăștia cu mașini, cu numere pe ele, cu nu știu ce, Lambo, Aston Martin, nu știu ce, când la stânga, când la dreapta, când la stânga, când la dreapta. Ce-a făcut fratele tău? N-am sunat la prietenii mei de la poliție, pentru că știi cum e, când sunt la prieteni de la poliție, s-ar putea, că așa e România, ca unul dintre ei să se cunoască cu aia și se anunțe. Vedeți, nu mai faceți că face lumea reclamații. Și asta la 112. Ce crezi că s-a întâmplat? 3 au rămas fără permis. Am fost sunat de la poliția Sinaia și mi-au zis, bravo, data viitoare tot la 112 să suni, că dacă vine de la 112 ordin, noi n-avem ce să facem. Trebuie să aplicăm legea. Și s-au potolit băieții, s-au parcat frumos în parcarea hotelului, n-am mai auzit nici dracu de ei, adică. Deci vezi, până nu e inițiativă și până când... Puteam să tac, puteam... Bă, dar de ce? Dar de ce? În primul rând că erau mame cu copii în cărucioare, îi culcau, ăștia pops and bangs, bubuiau alea, se speriau copii. De ce să faci asta? Adică... Pentru că ești tânăr, pentru că ai foarte mulți bani și că nu prea-ți pasă amenziile-s mici în România, că sunt... Că sunt, da, că mă sunt bucur, raportate mă bucur, la salariu minim pe economie. Să, mă sune, să le dau și numărul dacă vreți. Și de asta să faci asta și pentru că, așa cum ai spus-o și o știm cu toții, noi suntem foarte buni și noi nu avem ce să pățim. Mai avem și mașinile astea super sport. Lasă-mă să mai zic una. Mă duceam la Slobozia. Între Slobozia și autostradă e Drajna, da? Drajna-Slobozia, da. Drumul ăla, îl știi. Unde să merge. Eram cu soția mea și cu copilul, două camioane nu mă lăsau să depășesc. În fine, la un moment dat am găsit un spațiu mai liber, m-am băgat în depășire, fix în jumătatea camionului, camionul de pe dreapta pe care l-am depășit, trage stânga să mă bage în șans. Bă, dar nu că stânga atât. Stânga 80% pe banda 2, da? Frână, acostament, am frânat nu știu ce la. În fine, am reușit să-l depășesc până la urmă, l-am depășit și pe cel din fața lui, care erau împreună. M-am pus pe banda 1 cu 40-50 de kilometri pe oră, nu i-am lăsat să mă depășească, 112. La okay. Slobozia, frumos, acolo la rond m-au așteptat poliția, au tras pe dreapta, permisul. Foarte frumos se rezolvă cu 112, este absolut fantastic, n-au cum să zică nu. Și atunci este cea mai bună soluție, când cineva te șicanează în trafic sau îți face câte o mizerie de asta, fă treaba asta și filmează-l. Pentru că ce să crezi? S-a dat o lege. În codul rutier s-a dat acum o lege și, Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat lucrul ăsta, în care condusul agresiv poate fi demonstrat dacă cel pe care îl agresezi, da, te filmează cu telefonul, GoPro-ul, camera de bord și așa mai departe. Motiv pentru care le recomand tuturor oamenilor să cumpere camere de bord, așa cum ne-am cumpărat și noi de la prietenul nostru. Eu am pățit asta chiar pe live, pe Instagram. Am pățit chestia asta cu oameni, cu frână, cu nu știu ce, și m-am dus la poliție și domnii de la poliție mi-au zis, chiar dacă eram acolo și l-opream, n-aveam ce să-i facem. Da, acum ai ce să-i faci. Acum să sperăm că da, acum domnii poliției... Și eu mă bucur de treaba asta. Că pot vor să lua în considerare să... chestia asta și vor lua măsuri. Da, știi care e chestia? Mie, dacă îmi pune unul frână în față și dacă intru în el... Bă, n-am nicio problemă, nu știu cum să zic. Adică nu mă sperii, nu mă panichez, nu e o traumă pentru mine, da? Da. Probabil că cine? Probabil că este urât în final. Bă, dacă îi faci asta unei doamne, unei fete, unui copil, cu copilul tău, ce faci? Da, e... e... Ne dărâm o geamă acela. Ne dărâm o geamă la studio. Hai că taie aici. Eu am văzut, nu taie Marius nimic. Nu taie nimic. Eu am văzut, doar tu ai fost cu spatele, să știi. Ce se mai aude de drug test? Că drug testul ăsta a fost și este continuare. Mă urăște poliția din cauza ta cu drug test. Păi știu. Eu am fost împotriva lui. Adică nu, și la discuția aia de acolo, eu vreau cu totul și cu totul altceva să subliniez. Atât timp cât aparatul de drug test se putea refuza, exista degeaba. Și problema mea era că poliția nu te informa
că acest lucru se poate face. Și problema mea era că dacă acest aparat de drug test are, cum să spun eu, are posibilitatea să dea fals pozitiv, de ce mai există? Că eu de fals pozitiv la alcool test n-am auzit. Da. Și atunci asta era discuția. Da, mă, discuția mi-o aduc aminte. Tu ai dreptate, doar că tu câteodată nu știi să pui problema și sunt te... și prost, și ești coleric și foc și ăla n-avea nicio vină, săracul. Da. Și problema cu drug testul era așa, că așa cum spui tu, tu puteai să-l refuzi, da? Te duceai la sânge, drogat fiind, da? Îți lua drogat sânge. Fiind, da. Atenție, drogat ce înseamnă? Nu că erai vizibil mort, drogat. Spume la gură. Erai mort. Da, ok, spune. Da, cum asta e alaltele, s-au trăsit niște cocaină, da? Da? Deci, da. Practic, tu, la momentul în care ăia îl las preleva probe, da? Tu, vizibil, nu erai drogat. Dar deci nu eram... aveai. Deci nu eram sub influență. Nu erai sub influență, dar da. În sânge aveai. Și de ce da? Se pedepsește chestia? Da, înainte te duceai, dar, deci refuzai la pe stradă, da. Te duceai la sânge, îți lua sânge, îți dea permisul înapoi. Bineînțeles. Da, îți dea permisul înapoi. Practic. Nici nu ți-l lua, cum ar veni. Nici nu ți-l lua. Da. Dar peste 7-8 luni, un an, când ieșeau analize, da. Dacă găseau ceva, ți-l lua, la revedere, sănătate, drum bun. Bun. Practic, așa cum spui tu, era degeaba. Da, reversul era că dacă tu acceptai drug testul ăla de pe stradă, da, da. Pe care ți-l punea polițistul, putea să-ți dea fals pozitiv și atunci... Rămâneai fără permis. Apucai, da, tu rămâneai fără permis și stăteai până când îți lua sânge, până și veneau analizele, rezultatele în 12 ani. Peste 7 luni, da. Într-adevăr, zicea, da, n-ai avut, ia permis înapoi. E bine așa? Și nici asta nu era corect. Corect. Acum ce se întâmplă? Au dat o lege care spune așa că poți să sufli... Ești obligat să sufli, nu mai ai voie să refuzi. Da, da. Și dacă ăla de pe stradă. Pozitiv. Da. Da. Mergem la sânge, da. Dar dacă în 72 de ore nu iese rezultatul, de la sânge. Îți dă permisul înapoi. Da. Deci stai au dat-o pe ei acum. Stai, ok, da. Îți dă permisul înapoi, da. că sunt oameni care au zis, păi și eu am scăpat. Păi n-ai scăpat. Că trebuie să vină rezultatul de la sânge la un moment dat. Și dacă rezultatul de la sânge e pozitiv, n-ai scăpat. Da, nu mai intru în polemici. Păi nu, mie îmi plac polemicile, dar eu nu sunt... Asta da. Mi se pare corectă. Bă, e corectă că înlătură cumva un pericol posibil, da. De pe stradă. Da, da. Da. Deci eu pentru nu am... Că alea 3 zile, de fapt, dacă tu ești sub influență în alea 3 zile, practic tu n-ai voie să conduci. Normalitatea mea era ca lucrurile astea să se întâmple altfel. Adică, polițistul să fie un om specializat prin niște exerciții să poată să determine faptul dacă tu ești... Nu poate să facă legal el asta, trebuie să fie un medic. Bun, să te ducă la medic și dacă medicul consideră că tu ești în deplinătatea funcțiilor și facultăților mentale, chiar dacă tu ai consumat acum o săptămână drogul marihuana, cum zicea răposatul Benone Sinulescu că l-a pus în băutură în Olanda, unde este legal, sau în Germania, sau în lucrurile astea, asta nu înseamnă că tu nu poți conduce în România. Chiar dacă el nu părăsește corpul meu și la probele de sânge iese pozitiv, asta nu înseamnă că mi-a influențat mie cu absolut nimic condusul. Deci acolo e o notă cumva ciudată. Înțeleg. Dar eu sunt ferm convins, stai mă că nu te-a întrebat nimeni pe tine, eu sunt ferm convins că n-am fost, nu am făcut niciun test de genul ăsta până acum, dar eu sunt ferm convins că în fața judecătorului contează foarte mult și nota dată de medic. Adică eu sunt ferm convins că acolo când ți se ia sânge, medicul scrie și el pe un proces verbal că persoana respectivă care s-a prezentat acolo e aptă, nu prezintă semne, nu e recalcitrant, nu face spume la gură, nu se clatină, nu are ochii roșii, nu are degetele nu știu, încleștate și așa mai departe. Vezi că mai e o chestie importantă aici, că mulți ziceau, bă, mi-a ieșit fals pozitiv că am luat Nurofen. Ok. Păi da, dar fii atent. De multe ori, atunci când iei un medicament de genul ăsta, dacă e Nurofen, că e Humagrip, că e nu știu, că sunt tot felul de asta de răceală, care îți dau somnolență, bă, e mai rău decât dacă ești drogat. Deci, uite, eu prinsesem drag de Humagripul ăsta, pentru că la un moment dat răceam foarte des. Din două în două luni eram mor de răcit. Și acest Humagrip era singurul care mă făcea bine într-o zi, două. Bă, dar după două d-alea, rupeam patul câte 4-5 ore de somn. Și mi s-a întâmplat să iau acest Humagrip și să plec până la Sinaia. La Ploiești m-am oprit să mă culc. Bă, deci o stare de somnolență de nu puteam să-mi țin ochii deschiși.
Deci și asta nu e fals pozitiv, pentru că ăla nu e doar drug test. Da. E vorba despre niște substanțe care pot fi prezente inclusiv în medicamente și noi ar trebui să știm treaba asta. Din câte adică am... poți să zici, domnule, luasem doar un Nurofen. Păi bă, vezi că pe Nurofen scrie că n-ai voie să conduci după ce l-ai luat. Adică noi trebuie să știm lucrul ăsta. Din câte am înțeles eu și am auzit, ei au făcut o declarație cum că toate medicamentele care intră sub incidența aparatului ăsta de drug test vor avea atenționare pe ambalaj. Așa am auzit. Așa ar trebui să fie, da. Adică toate medicamentele care ies la aparatul drug test vor avea atenționare pe ambalaj, că nu ai voie să le folosești la volan. Da, da. Și atunci, ce să mai zici? Că fals pozitiv, că noi te-am anunțat. Exact. Bun, mai e o chestie pe care am văzut-o cu trecerea de pietoni, sau am auzit-o și e posibil să fie greșită? Nu mai râde, da. Chiar am auzit. Nu, că nu râd, nu, că mă râd cu... că e de bine. Înainte, dacă pietonul, cred că și am discutat în podcastul trecut, dacă pietonul pune piciorul pe trecere și șoseaua are două benzi pe sens, deci da, banda pată. Tu știi că, uite, spre rușinea mea, niciuna știu treaba asta. Niciodată n-a fost specificat lucrul ăsta. Nu? Nu, niciodată. Eu știam că dacă pune piciorul și n-are scoar... Legea nici măcar nu prevede diferența dintre sensul... Atenție, da, trebuie să te oprești, corect? Deci, indiferent de câte benzi sunt și dacă strada n-are scoar, trebuie să-i dai prioritate, chiar dacă el e pe sensul pus. Și că acum s-a schimbat. Ascultă puțin, caută în codul rutier că în lege nu specifică acum, de scoar. Caut. Nu există acest cuvânt, scoar sau delimitator. Sau, ok. Nu există. Nu știu. Așa știam deci, acum. Eu m-am făcut de râs pentru că și eu știam la fel. Nu scrie niciun cod rutier treaba asta. Uh-huh. Deci, înainte era treaba aia, dacă sunt patru benzi, trebuie să fie minim două benzi între tine, adică dacă tu erai pe banda 1 de pe un sens și el era puse piciorul pe banda 1 de pe celălalt sens, tu puteai să treci mai departe. Da? Deci trebuia să fie două sensi, două benzi între tine și el. Acum, că e cu o bandă pe sens, că e cu două, că e cu trei, că e cu cinci, dacă nu-i pe sensul tău, nu ești obligat să oprești. Da, așa e, așa am auzit și eu, dar... Păi da, ți-a arătat articolul de lege. Păi mie m-a picat prima oară la traseu, și am invitat un om, păi stai puțin, tu crezi dacă că nu sunt... Da, păi stai puțin. E o discuție... Da, sunt foarte maximă, mulți polițiști care nu știu legea, în primul rând, foarte mulți. Și doi, sunt mulți care fac și un abuz. Dacă nu are piciorul pe trecere, nu trebuie să-i dai prioritate. Examinatorul. Vezi că examinatorul, dacă ții mâinile acum la 9 și la 3 pe volan, te depunctează că el știe că trebuie să le ții la 10 și 10. Vorbesc foarte serios, adică am avut discuția asta cu doi... Nu. Păi au făcut, mă, în 73 când au dat la școală. Dacă vrei să vorbim, eu știu de la domnii de la Poliția Rutieră care au venit la Driving Hero în preselecții. N-au venit la podcast că nu și-au dorit. N-au venit la podcast, da. Lasă că nu trebuie să vină. Ei nu mai zic. Ei nu sunt obligați să poarte centura de siguranță. Stai așa, să terminăm cu trecerea de pieton, da? Deci cu trecerea de pieton, atâta timp când nu-i pe sensul tău, nu ești obligat să oprești. Acum, dacă sunt mai mult de două benzi pe sens. Nu. E o singură bandă? Da, pentru că legea... Mamă, ce carnagiu! E greșit cumva, legea nu? Legea nu specifică una, două sau mai multe benzi pe același sens, da? Atenție! Okay. Eu acum, dacă sunt pe un drum cu o singură bandă pe sens... Și îl văd că ăla de pe contrasens a pus piciorul, băi, eu opresc. Tu? Da. Dar legea zice că nu. Legea zice că nu trebuie să opresc. Legea zice inferioară. Da. Și tragi ca să n-apuce ăla să și jumătatea drum. Tu îi dai gaz și mai tare. Ca să te... Păi, nu. Dacă dai peste el, ești vinovat. Dacă nu dai peste el și n-a ajuns la jumătatea drumului... Da, cumva e greșită, dar eu, că să ne întoarcem la partea cu piciorul și cu ce te-a depunctat pe tine, domnul examinator, eu știu că dacă pietonul nu se angajează în traversare, adică nu pune piciorul pe trecerea de pietoni, nu trebuie să-i dai prioritate. Deci dacă el stă pe trotuar acolo și așteaptă, mie mi s-a întâmplat de multe ori să mă opresc și sunt ce? Da, și mie mi s-a întâmplat asta. Treci! Nu! Te dădeai jos, traversează! Nu mai sta acolo! Da, deci cum e legea? Deci așa e legea, dacă nu e pe sensul tău, nu trebuie să oprești. Și dacă e cu piciorul, cum e? Dacă pe e pe trotuar? Tău? Nu, dacă e pe trotuar, pe sensul meu. Pe trotuar! Stă acolo el, stă pe telefon. Păi nu, ce, n-ai tu treabă. Da. Deci, legea zice așa, că dacă vezi că are intenția să traverseze, adică dacă e pe trotuar și vezi că merge spre trecere și se uită la tine... Dar ai văzut pe pietonii aia care vin de pe trotuar hotărâți?
Bă, nene, hotărât da. Și continuă mersul hotărât pe trecere uită. Dintr-un cap în altul, nu contează. De ce? Eu când eram mic la școală, eu făceam educație rutieră. Tu când erai mic la școală, făceai educație rutieră. Mamă, ăsta cred că a învățat pe la America, da, la Sorbona. Aici, a fost la Sorbona, asta, la Olga Gudin, unde da, n-am, noi n-am. Era da, educație la, civică, la dar Peleș, nu. La Peleș nu erau treceri de pietoni. Da, era educație civică și nu se făcea educație rutieră. Din păcate, eu aș face o obligatorie în locul religiei. Nu e obligatorie religia, nu? Sper. Nu e. E obligatorie religia în școală? Oh my God, Jesus Christ. Da. Ce ziceai de polițiștii fără centură? Nu mai zic nimic, că ți-am mai spus eu. Și știi că mai sunt mai o categorie care, mă rog, mai multe categorii care nu sunt obligați să poarte centură. Taximetriștii, uberiștii, boltiștii, șoferii de autobuz, de tramvai, de instructorii de școală de șoferi. De ce crezi? Care e explicația la ăștia gen taximetriști? Să se dea jos mai ușor, să deschidă ușa. Nu. În cazul în care sunt atacați, să poată să riposteze. Bă! Cine a dat această lege real, eu cred că e retardat. Bă, te dai judecat. Bă, eu cred că e retardat. Da, adică, nu știu, uite, cum... vedet, vreau să vă imaginați următorul scenariu. Un taximetrist merge cu 100 de kilometri pe oră afară din localitate, da? Că el merge legal. Bine, hai să luăm cazul real. Afară trebuie să poarte centura? Bravo, da, da, da. Afară, da? Trebuie, afară okay. Trebuie să poarte centura. Dar poliția centura. Nu. Nu. Nu, atenție. În interiorul localității merge pe podul Basarab cu 80 de km pe oră. Și cum e el pe podul Basarab cu 80 de km pe oră, ăla din spate îl atacă. Acum, care e diferența că ai centură sau nu? Că la tot în gât îți bagă cuțitul. Păi da, mă, dar el se aruncă din mașină. Bă, dar voi se vă face dat... ghem, bă, bagă bărbia în piept seama. Și se rostogolește. Voi vă dați seama. Auzi? Voi trebuie să vă imaginați că cineva care a dat această lege, probabil că a făcut o prezentare a cazului. A făcut, știi, a zis, domne, fii atent, și băi, dacă îți bagă cuțitul, te răsucești și îl prinzi de pe mână, internet cu centura, cu își bagă fixul cu... Păi aia nu și-a luat un pumn în ureche niciodată. Băi, băiatule, deci poliția rutieră nu este obligată prin lege să poarte... Deci polițiștii rutieri sunt scutiți de a se apăra de eventualele accidente care pot surveni în trafic prin simplu fapt că un șofer de camion face infart la volan. Da. Sau nu este atent. Sau e beat. Bă, dar stai două secunde. De drogat. Ce punem noi în calcul tot timpul doar momentul în care polițistul face accident? Păi nu face el. Păi intră altul în el. Nu, am înțeles. Dar de ce doar... Păi în primul rând să ne amintim că centura ne ajută odată să nu murim în accident, că dăm cu capul de tavan, da? Bă, dar te ajută să conduci mai bine în primul rând. Eu nu înțeleg cum un polițist fuge după unul fără centură. Se lasă pe ea. Știi stilul? Ai văzut stilul de condus? Când merg mai repede taximetriști sau așa. Oameni în general? Se lasă pe ea. Eu am văzut. Bă, deci, bro, dar acum fără caterincă. Da, gândește așa, când ai centură și frânezi, da? Nu te duci ca ține acolo. Eu am tras frâna de mână la viața mea și m-am găsit pe scaunul din drept. N-aveai centură? Să crezi? N-aveam. Da, aveam 18 ani, eu purtam centura, eram fraier. Numai fraierii poartă centura. Și șmecherii au păcălici la centură. Safari. Cât avem până acum? Hai mai dai că mai avem. Deci, îl facem. Iar îl facem de două ore. Deci, nu, trebuie să ții și tu deci șmecherii poartă păcălici la centură. Șmecherii. Păcălici la centură. Da. N-au auzit. Bă, suntem și mulți. Lasă-i să poarte. Da. Da. Instructorul la fel. Să fii atent, instructorul. Dacă e atacat de... Am așa o variantă de ce nu ar putea, că ar putea să evite un posibil accident. Instructorul? Deci fii atent. Marius zice că instructorul este scutit. Da, atent, are o variantă că se evite un accident. Ascultă-mă instructorul. Puțin. Sare peste volan. Ascultă-mă puțin. Cu centura nu poate. Dacă e centura, da. Nu merge. Dar nu trebuie să sari, mă, frate, păi că întinzi mâna, întinzi mâna, frate. A răspuns. Deci fii atent. În primul rând, că instructorul stă așa. Păi da, și s-ar vedea urât că stă centura în aer. Oricum nu vede că se întâmplă ceva. Oricum, da? Nu vede, că are oglinda el și a tras un... mai tare de 40 nu merge. El, 40 e viteza maximă, adică, da? 1, 2. Facem pariu, uite, după ce filmăm asta, luăm o cameră de pe trepied, mergem în mașina lui domnul Daniel, în asta mare, în dricul ăsta mare,
Eu stau în dreapta cu centură și ți arăt că cu centură, dacă stai corect la volan în dreapta, la volan, stai în dreapta. Dar poți să tragi de volan fără nicio problemă. Da. Deci asta nu halesc. Nu, mă, eu spun eu, se vedea urât. Se vedea urât când stăteai pe spate. Pă, bune. Și rămânea centura în aer așa. Era urât. Da. Și noi știi că suntem cu frumosul, cu ăștia. Da. De ce mergi cu proiectoarele? Dă bine mașina. Dă bine, arată bine. Dar știi că i-am zis unui domn polițist rutier într-o zi, care mergea în mașină cu centura trasă prin spatele scaunului. Da, noi avem și noi sponsorizare ceva de la OMV. Da, bineînțeles. Păi, e de la mine. Da. Nu, aia e ceva rău. El a băut soluție de parbriz până acum. Deci, până auzi, el a băut soluție de parbriz până acum și hata, știi, n-avem sponsorizare. Da, deci, așa. I-am spus un domn polițist rutier că... Ți-am zis, polițiștii rutieri aud doar când zic de rău de ei, când zic de bine n-aud și îmi reproșează tot timpul. Da, azi băieți, ok, nu am, n-avem divergență, doamne ferește. Și am spus, zic, da, de ce ai centura prin spatele scaunului? Că, na, ar fi mai bine să o porți. E mașina stricată și o duc la servis. Asta a fost răspunsul. Da, și bine, ți-a închis gura, frate. Da, bine, ce să mai zic? La revedere. Ce să mai zic? Da, cumva discutam și ieri de chestia asta, prin simplu fapt că nu porți tu centura ca polițist sau ca om. Dai un exemplu nasol în primul rând. Dai un exemplu nasol, imagine, nu vă tămesc pe nimeni că te aruncă pe tine din mașină. Băi, nu, de asta spun, atâta timp cât tu poți să controlezi mai bine mașina cu centură, tu vă tămesc pe cineva dacă faci un accident fără centură, că poate cu centură ai fi putut să fii la volan acolo, nu pe scaunul din drept. Exact. Da. Da. Ce? Vrei întrebări? Hai să ne uităm la întrebări. Aș vrea să punem din alea, din ce zic oamenii, dar cu prioritatea pietonilor pe la colțul intersecției. Nu au prioritate pietonii pe la colțul. Eu mor când văd pietonul. Cum n-au? Bro, nu au. Au. Deci, n-au. Au. Au. Deci eu am observat chestia asta. La colțul intersecției, chiar dacă nu-i trecere de pietoni, oamenii nu se uită, nu se asigură. Da. Da. Bă, scrie clar în lege. Pe la colțul intersecției poți să traversezi tu ca pieton, dar nu ai prioritate. De obicei mașinile îți dau prioritate așa, de datorită conducerii preventive și că deci dacă așa e de tu îmi spui că dacă eu dau peste o doamnă și o dau cu craci în sus pe la colțul intersecției, mergând cu 5 km la oră, ca să nu o vătămez fatal. Da? Până în 30 de km la oră, șansele sunt mai mari să nu-i omorâți. Da. Poliția nu face nimic. Nu. Păi stai, mă, că înainte era că îți dai prioritate la colțul intersecției. Ce mă nebunești? Bă, nu a fost asta. Bine, citiți legea. Ce incredibil. Să zic, tu, Marius, ești un incult. E angajată în traversare pe la colțul intersecției, trebuie să-i dai prioritate. Nu dacă vrea. Bă, dacă este deja, evident că nu o să dai peste ea tu ca om. Dar cum să-ți explic? Tu nu ești obligat. Eu am dat. Dar n-am văzut-o. Că stăteam pe telefon, nu glumesc. Deci ideea așa. Tu ca șofer nu trebuie să oprești la colțul intersecției să lași pietonul să treacă pentru că are prioritate. Că nu are. Dacă vrea să treacă. Uite un Ferrari. Suntem aici, la bogați. Da, ascultă-mi puțin. Și dacă e pe DN și nu e trecere, nu oprești, o lași, adică nu dai peste ea. Da, sfatul meu propriu și personal este să lăsați oamenii să traverseze. Evident. Peste tot pe unde traversează. Asta este avertizare pentru pietoni, nu pentru Și pe mine mă deranjează faptul că la noi, în România, și nu numai, uite, în Norvegia am văzut... La tine, în Norvegia? Când am fost la Gatebil. Nu e în Suedia. Bă, în Norvegia, oamenii traversau pe roșu și peste tot, în toate locurile unde nu era trecere de pietoni, fără nicio jenă. M-a șocat chestia asta. Da, niște inculți. Lucrul ăsta se întâmplă și în România și ați văzut și vedeți și voi, mai ales că oamenii sunt deranjați, pietonii sunt deranjați dacă le atrage atenția sau îi claxonezi când traversează prin locuri nepermise, sunt deranjați, dar pot să vă spun un caz de un judecător care i-a dat dreptate polițistului rutier care a suspendat dreptul de a conduce unei doamne care nu a acordat prioritate pietonului acesta traversând pe culoarea roșie a semaforului. Ok. Deci polițistul te-a tras pe dreapta, ți-a luat permisul că nu i-ai dat prioritate pietonului, care pietonul avea culoarea roșie
pentru el l-a traversat pe acea trecere de pietoni. Da, înțeleg care e raționamentul, dar... Păi spun eu. S-a mers în instanță cu cazul respectiv, iar domnul judecător sau doamna judecătoare a zis: ce mă, ce, stăteai în ploaie, ce? Nu puteai să lași să treacă, ce? Care e problema? Da. Vezi, într-o țară sănătoasă la cap. De ce mai avem reguli? Da. De ce mai avem niște reguli? De ce ne mai dăm după niște reguli? De ce mai există semaforul ăla? De ce mai are culoare? De ce mai e verde? Da, exact. De ce mai e roșu? Hai, eu trec pe roșu și mă opresc pe verde, că poate trece vreun profesionist. Adică nu putem să facem chestia asta. Da. Dar sfatul meu propriu și personal este să nu dați peste oamenii care 100% nu. Asta era un avertisment pentru pietonii care trec pe la colțul intersecției unde nu e trecere fără să se asigure. Da. Și acum o întrebare tehnică, dacă ești pregătit. Cum se abordează corect un viraj și care sunt particularitățile unui viraj? Bine, o să vorbim doar despre cum se abordează corect un viraj pe stradă. Pe stradă. Pentru că trasa ideală pe circuit... E exterior, interior, exterior. Poate să fie, și pe stradă. Și pe stradă. Și pe stradă la fel, dar exterior, interior, exterior nu înseamnă pe contrasens. Nu, pe banda ta. Și asta înțeleg oamenii, da? Da, pe banda ta. Pe circuit... Repet, există mai multe traiectorii ideale, ca să spun așa, în funcție și de abilitățile tale, în funcție și de mașină, și, mă rog, mai multe criterii de genul ăsta. Bă, pe stradă... Din pe stradă în oraș sau pe stradă în afara orașului? Bă, nu contează, ce contează unde? Păi nu știu, te întreb. Nu. Eu aș aborda o trasă clasică, trasa clasică de pe circuit exterior, interior, exterior, folosindu-mă de toată lățimea benzii pe care circul eu. Adică, îți dau un exemplu. Avem un ac de păr, da? Într-un ac de păr văd deseori mașinile... Din păr ăsta a făcut așa. Foarte mulți oameni stau foarte aproape de interior. Țin interiorul mult. Să nu-i arunci în exterior. Să nu-i arunci în exterior. Băi, e o trasă oarecum safe, că ești foarte departe de exterior. De contrasens, să zicem. Da, dar este o traiectorie care te forțează să frânezi mai mult, să te lași mai mult în anvelope, viteza de parcurgere a virajului să fie mai mică și deseori nu prea-i plăcut pentru pasageri, da? Ok. Pentru că, practic, tu dintr-un viraj atât, faci un viraj atât, da? Bun. Dacă stai foarte aproape de axul drumului în permanență, nici așa nu-i bine, pentru că, ok, ai un viraj mai larg, poți să-l faci cu viteză mai mare, poți să frânezi mai puțin, deci uzezi mai puține frâne, mai puține anvelope, parcursul e mai plăcut pentru oameni, dar nu e safe, că, de exemplu, fix în jumătatea virajului, dacă vine un camion de pe contrasens, intră pe sensul tău de mers și atunci nu e safe pentru tine. Și atunci, înainte de viraj, asta lângă axul drumului, da? După care m-aș duce, adică exterior, cât mai aproape de interior, de să zicem la apex, da? Cât mai aproape de interiorul virajului. Și asta deseori coincide cu jumătatea virajului, dacă vorbim de un viraj de 180 de grade, astfel că dacă vine camionul, tu ești departe de el, după care m-aș duce din nou către axul drumului. Evident, când se poate lucrul ăsta, dacă nu știu, intră unul într-o depășire, nu o să faci treaba asta. Dar când se poate, aș aborda treaba asta, pentru că în felul ăsta uzezi mai puține componente ale mașinii, și aici mă refer la frâne, anvelope, parcursul e mai plăcut pentru oameni, viteza poate să fie una potrivită și să parcurgi drumul respectiv un pic mai repede. Dar mai important de atât e strategia pe care o folosești în viraj, pentru că deseori văd oameni care se trezesc în cu totul și cu totul altă parte la ieșirea din viraj decât ar trebui să fie. Și îmi dau seama că de fapt ei greșesc de la început. Și ar trebui să împărțim virajul în 4 zone. Zona de frânare, prima jumătate a virajului, a doua jumătate a virajului și ieșirea din viraj. Da? Atâta timp cât ai în cap clar structurat treaba asta, știi că pe porțiunea de frânare tu trebuie să faci tot posibilul, și dacă ai cutie de viteze automată și dacă ai cutie de viteze manuală, să potrivești viteza mașinii pentru parcurgerea virajului respectiv, astfel încât în momentul în care ai ajuns în prima jumătate a virajului, tu să nu mai ai piciorul drept decât pe accelerație și stângul pe spațiu de odihnă. Adică dacă e o manuală, nu te-a pus să schimbi viteze în mijlocul virajului, te-a pus să schimbi viteze înainte să intri în viraj, da? Deci am potrivit viteza, sunt cu piciorul drept pe accelerație și prima jumătate a virajului trebuie făcută, ca să fie totul super safe, atenție, cu viteză constantă. Da? De la jumătatea virajului încolo, pe măsură ce și vezi ieșirea din viraj, nu deschizi gazul ca ciobanul blan pe accelerație, da? Dar ești tu progresiv pe măsură ce deschizi volanul. După care la ieșirea din viraj, atât timp cât ai roțile drepte, sănătate, drum bun, toate sunt bune și frumoase. Mulți oameni, pentru că nu frânează corect, pentru că frânează prea târziu sau nu frânează suficient, apucă să mai facă lucruri și în prima jumătate a virajului, da? Și calcă ambreiajul în viraj, mai schimb viteze, nu ratează viteza așa mai departe. Și ies foarte larg, și ies foarte încet. Deci atâta timp cât respect strategia asta,
teoretic nu prea ai de ce să ai probleme. Eu nu mai am probleme cu virajele și chiar și pe drumul pe care nu le cunosc. Și cum i-aș zice eu unui băiat de presă într-un tur, e mai bine să intri mai încet și să ieși mai tare decât să intri să tare să deloc. Și să recuperezi pe parcurs și să încerci să repari ce ai făcut prin intrarea tare, că fiind mers pe stradă versus mersul pe circuit, n-ai cum să știi toate virajele dinainte, cât de mult închide, cât de mult... Pe care îl cunoști, da. Dar nu recomandăm mersul sportiv pe stradă, pentru că se pot întâmpla foarte multe lucruri. Dar și dacă mergi sportiv, tot așa pot, trebuie să ai structurat în minte virajul, știi? Că dacă nu l-ai structurat așa și te-a pus să faci chestii prin mijlocul virajului, nu prea mai faci tu ce vrei cu mașina, ci mașina ce vrea cu tine. Ești pregătit pentru întrebările oamenilor? Nu din regie. Oamenii normali, da, care pun întrebări, ești pregătit? Vezi că pe astea nu le știi. Nu ți le-am dat dinainte. Ia să vedem. Ia fi atent. Ce l-a motivat de a deveni instructor certificat BMW? Banii, tati și faima. Păi la mine povestea e foarte simplă și am mai povestit-o, cred că în primul podcast, că prima mea mașină la 18 ani a fost un E30. Ursuleț, 325, 2,5, 173 de cai. Nou ABS, nou airbags, uitai la grill, man. Aveai bani de mulți. Aveam bani mic. Așa, și apoi am avut o interacțiune prin 2008 cu un grup de trainer BMW, de la care eu am învățat foarte multe, și pentru că am avut oportunitatea să plec la școala BMW și pentru că nu prea există altă școală pe care poți să o faci și tu ca român să fii primit. Ok. Cam asta. Și școala BMW e o școală cu notorietate, adică au 50 de ani de activitate deja. Când îți iei motocicletă? Nu mai am motocicletă niciodată, am avut motocicletă. Ai și motocicletă. De stradă și de pădure. Ai motocicletă în casă. Ai. Am motocicletă, eu o țin în da. Nu mai am motocicletă pentru că... Bă, la mine n-are cum să vină nimeni vreodată. Adică eu știu ce lupte duceam eu cu mine să mă apropii cât pot de mult de viteza legală. Dacă mie îmi spune vreun motociclist, nu de ciopăre sau de, nu știu, de astea care merg încet, na? Sau cu care poți să mergi încet. Dar mergi și ciopările tare. Păi nu. Mă, pe ciopări de obicei poți să mai relaxat, nu te lași pe viraje, nu știu ce, bla bla, că dai cu scărițele de jos. Da. Dacă mie îmi spune vreun motociclist, nu știu, Marius... Așa, dar zic că eu de Marius. Merge cu viteză legală. Nu merge nimeni, cred. Da, nu merge nimeni eu cu viteză legală. Așa, nu merge. Da. Păi nu, noi plecăm în tur săptămâna viitoare și discuții pe grup. Băi, nu mai mergem tare, nu? Da, mă, nu, eu merg în spatele tău dacă e. Nu mă jur că eu nu, eu maxim 140 merg. Maxim, maxim. Da. Și nu. Da, de asta nu mai am motor, plus că e uzură foarte mare din punctul meu de vedere la motor. Tu, fizic, ai uzură, cuvântul ăla pe-n genunchi, nu știu ce... Dacă mai și pici, nu mai zic. Uh-huh. Asta mi-ar trebui acum să pic, să mă operez pe la genunchi, pe la coate, pe la cap. Și doi, pentru mine mersul pe stradă cu o motocicletă echipat corespunzător nu este o activitate relaxantă. Eu dacă plec la mare cu o motocicletă de viteză, trebuie să mă îmbrac în costum, da? Păi când am ajuns la mare, trebuie să mă culc. E cumva obositor, da. Transpirat. Da, e un pic obositor. Transpirat în păr, curgapele pe tine. Este. Nu-i comod, da? Nu-i, nu-i. Cum să mă duc echipat corespunzător cu motocicleta la o cafea în oraș? Cum? Da, e un pic complicat, cum? Da. E un pic complicat. În pantalon scurt și așa nu ies. Da. E un pic complicat. Eu mergeam în pantalon scurt, dar aveam protecțiile de genunchi și tibii. Dar aveam protecțiile de genunchi și tibii. Aveam plasa aia cu armura aia. Și când ajungeam, mă dezbrăcam jumătate oră. Dar tot transpirat erai. A, bineînțeles. Da. Și ce e aia? Da, era o plăcere de a merge cu motocicleta. Foarte mișto și îmi place să fiu transpirat după ce mă dau cu motocicleta prin pădure. La enduro. Mamă, e cel mai greu sport din lume, frate. Lasă-mă, că am încercat și eu întreabă-l pe Marius, nu? Bă, eu aș mai vrea, ăsta nu mai vrea. E mișto. E foarte mișto, da. Ce-mi place foarte tare că... greu, rău, frate. Adică am picat și rău. Ce-am căzut. Bă, și nu m-am lovit. Ba! Te-ai lovit? Ce-am căzut, m-am lovit cu astea. Da, le-am căzut de multe ori, mă, da. Nu m-am lovit să rămân acolo să mă ia cu targa. Da, vitezele sunt destul de mici. Vitezele sunt mici, da. Da, am luat-o la vale de nu mai știam să mă opresc. Numai. Orice făceam, motocicleta aia nu încetine. Da. Da. Un set de anvelope All Season Premium sau două seturi, vară și iarnă, de buget? Ce ar alege? De buget? Deci. Un set... Deci, da. Discutăm. Da. Un set de anvelope All Season Premium... Da? Tot timpul. Sau două seturi, vară, iarnă, dar de buget. Dar nu dau seama ce înseamnă de buget. Să ai luni?
Nu sau cred Hancock. Atât de buget. Nu cred că atât de buget. Să, zic, de lei, să zicem debița Falcon, Falcon, nu știu, nu, vezi că Hancock. Nu, bune cu debița, jur. Da, stai învelope, ok. Da, fii atent. Încă o dată, să nu mă certe Simona de la Michelin, să nu ne certe. Da. Eu n-am nimic împotriva învelopelor All Season. Nu am. Doar că am ceva împotriva oamenilor care le aleg incorrect. Ce face omul ăla cu mașina aia? Dacă el folosește mașina cu preponderență în București, 90% din timp, da? Și din când în când mai pleacă și el pe la munte sau, nu știu, prin zonele astea mai friguroase, poate să-și ia liniștit All Season din astea premium. Fără nicio problemă. Da? Eu recomand Michelin, că am... Sunt mulțumit. Nu, acum eu sunt subiectiv dacă zic Michelin, că na. Na. Da. Dar na. Eu am Michelin, oricum, n-am oricum sunt foarte mulți producători de anvelope All Season Premium. Sunt vreo 2, maxim 3, cu care poți să zici, bă, da, na, dacă aș recomanda Cross Climate-ul, care din punctul meu de vedere e bine, e ce trebuie. Le-am și eu și le-ai și Marius. Le-ai și tu, Marius, pe ăsta, nu? Eu, de exemplu, plec iarna la ski, Austria. Ce fac? Că de multe ori nu urc cu anvelope de iarnă pe acolo. Adică dacă mai și plec și cu mașină cu punte motoare spate, s-a terminat. Și atunci, în funcție de ce faci cu mașina, îți alegi ce tip de anvelope folosești. Eu și acum, că-s mai old school, am anvelope de iarnă, iarnă, anvelope de vară-vara. Ok. Mașina asta a venit cu anvelope de iarnă. A ta? Da. Nu, mașina ta... Mașina ta... Nu? Ce? Mașina Continental? Nu știam care Continental o anvelope cu cuie. Mașina ta a venit din Suedia și n-a venit cu anvelope de iarnă cu cuie, am venit cu anvelope de vară și anvelope de iarnă cu cuie. Adică are și anvelope de vară. N-a venit doar cu anvelope. Poți să scoți cuiele, știi? Ba da, ba da, 100%. E o unealtă cu care poți să le scoți. Scoți cuiele. Da, da. Și rămân anvelope de iarnă. Da. Și nu-ți recomand să mergi cu alea pe asfalt. Nu. Doar pe zăpadă au anvelopele cu cuie, da. Da, dar știi cum mergi pe zăpadă și pe gheață? Da. Și pe zăpadă cu cuie, mai că... Dumnezeu. Da, Dumnezeu. Amen. Da, e incredibil. Ce zice ăsta că e cătăreț ăla? Are zile când e dor de prima lui mașina, cele 30, 325. Probabil că din punct... Ce Porsche, drăguț. Probabil că este cel mai mare regret în ceea ce privește... Tot ce am făcut eu în industria asta auto de când sunt implicat în ea, faptul că mi-am vândut mașina. Și intenționez să-mi cumpăr un E30, din păcate... N-ai bani. Da. Din păcate... E bine, ce? 20.000, 30.000 la Silviu? Păi chiar nu-i vorba de asta, că ce-s 20-30.000 când nu iei. Da. Înțelegi? La fel ca 2-300. Problema e că poți să ții una de... Tot nu iei, da. Problema e că poți să ții una de 7-8.000 corectă. Dar nu-i dai tu șanse că e 7-8.000 sau să te duci la una de 20-30.000 să fie ruptă, moartă, terci, știi? Bași pe carvetică. Bași pe carvetică, da. Da, regret că mi-am vândut mașina, e enorm. Adică mă gândesc o dată pe săptămână la mașina aia și la cum o să-mi cumpăr eu în următorii ani un E30 și o să-l fac să mă dau cu el duminica. Nu o să-ți mai cumperi și nu o să te mai dai duminica. Nu, și asta cu siguranță. Eu am trăit ciorba încălzită cu fosta mea mașină și nu m-aș mai întoarce acolo, nu. Jur, nu. Nu m-aș mai... Adică n-am o problemă în am lua o mașină veche, dar parcă nu tot aia, parcă aș încerca alta. Nu, dar mie mi-a plăcut foarte mult mașina. Da, bun. Da. Adică mi-a plăcut foarte mult. Și cum aprindeai farurile, nu? Ca la Mozvici, trăgeai de la. Frumos. El are răspunsul la toate întrebările, da? Aici nu. A zis un băiat asta. Să bem pentru asta. Da. Timpul afectează și siguranța unui autoturism. Zonele de deformare și caroseria vor acționa la fel? Cum? Timpul afectează și siguranța unui autoturism. El spune timpul că... Timpul care trece peste o mașină. Spune că o mașină veche... Cu siguranță. Cu siguranță, da. Clar, da. Zonele de deformare controlată. Că ursul tău n-avea deformare controlată. Venea motorul peste mine în mașină. Da, probabil că... Da. Măi, cu siguranță are un efect. Nu-mi dau seama dacă în momentul de față a făcut cineva vreun studiu cu rezistența materialului să vadă, băi, adică din punct de vedere al metalului sau componentele astea de formare, nu cred că se simte. Nu, e vorba... Da, și etrierul are acolo niște... Se pot strica componente care se pot schimba, dar nu, era vorba de zonele de deformare care, dacă am avea niște mașini
foarte ruginite prin zonele de deformare bine, controlată, cu siguranță se deformează mai mult decât ar trebui. Da, că vor deveni casante, vor deveni, nu mai sunt elastice, nu mai sunt clar. Cum educăm populația să nu mai circule cu anvelope de iarnă la 43 de grade? Păi, sau cu anvelope eu, foarte, foarte vechi. Da, am filmat eu acum ceva timp niște materiale, dar nu sunt gata montate și oricum am avut un detox de social media o lună de zile, deci efectiv, că ziceai după ăștia 4 ani, cum mă simt? Bă, mă simt foarte obosit și am zis că dacă nu iau pauza asta de o lună în care să nu mai postez nimic, am mai postat așa câte un story, dar niciun fel de postare de o lună, cedam psihic. Nu mai duceam, nu mai puteam. De ce? Nu știu, am ajuns la... E greu să postez sau... Mi-e greu să filmez, mi-e greu să îmi dau cu părerea la montaj, aia îmi place, aia nu-mi place, mi-e greu să pun subtitrare, mi-e greu să postez, nu am chef perioada asta. Okay. Dar am zis că de la 1 septembrie mă apuc din nou de treabă, serios, mai ales că am și niște proiecte cu niște parteneri noi și trebuie să o fac și mi-e și cum ajuns să-mi fie dor. Adică chiar mi-e dor. Era să zic ok, dar n-am mai zis. Da, deci o să postez materiale despre treaba asta. Am făcut frânare, anvelope de iarnă vara versus anvelope de vară, low cost versus premium și așa mai departe. Și cum îi facem pe oameni? Doar așa, păi, prin materiale? Spun, postând, că altfel cum să-i faci? Să dăm legi. O lege. Cine să dea legea? Oamenii ăștia care dau legi. O să dăm o lege ca aia care n-are norme de aplicare, nu? Nu, adică cum e cu anvelopele de iarnă? Iarna să fie și cu anvelopele de vară. Tu îți dai seama, din punctul meu de vedere, cât de simplu ar fi să dea cineva acum o lege, cineva care, da, un deputat, un parlamentar, da, să dea o lege de genul vara, nu ai voie cu anvelope de iarnă. Simplu, adică... Da, în lunile astea. Da. Din luna mai până în luna septembrie. În septembrie, da. Că nu unice în septembrie, da. Niciodată. Și da. Nici în mai. Da. Da, din luna mai în luna așa nu ai voie. Sau temperatură. Da. Între 7 și sub 7 grade să spui să-ți faci de conștientizare și ți-ai zis multe materiale făcut prin școli. Dar de ce făcute demonstrații. Dar de ce nu o facem? Dacă n-avem bani, eu nu înțeleg. Bă, n-avem bani. N-avem bani, suntem o țară săracă, n-avem bani să-l plătim pe Silviu să se ducă. Dar eu cred că Silviu s-ar duce gratis. Cumva pe niște chestii, pe un bartă, m-aș duce gratis. Pe CSR, pe... Cum mă duc la licee și la facultate și la școli, mă duc gratis, da. Nu am luat bani niciodată. Da. Deci da, mă duc, numai să mă cheme. Bun. Mai avem 2 întrebări și gata. Supra sau Skyline? Nu cunosc atât... 30 de ani. Da, ideea da. Că nu cunosc atât de multe lucruri, nici despre una, nici despre cealaltă, încât să zic aia. Cum? O luăm așa pe tehnic și pe performanțe. La cum îți place ție? Ți-ai luat mai Supra. Repede un Skyline sau mai repede o Supra? O Supra, da. Gata, o Supra. Supra, o Supra. Ce facem cu trotinetele? Păi și... am Supra nouă. Ei zice da. BMW M240. Da. Ce facem cu trotinetele și toți bicicliștii inconștienți ce pun în pericol... traficul. N-am apucat să citesc că și pentru ei s-a schimbat legea. Acum, dacă nu mă înșel, trebuie să circule cât mai aproape de partea din dreapta. Nu mai e voie pe trotuar. Da, nu mai e voie pe trotuar bicicletele, și, da. Din câte știu, dar nu sunt foarte sigur, nu vreau să dau informația asta greșit, dar parcă citisem tot în codul rutier, că mi l-am cumpărat pe ăsta nou, că în momentul în care vor să schimbe banda, trebuie să o facă pe lângă trotinetă. Nu mai voie să treacă de pe o bandă pe cealaltă, pe ea. Dar repet, s-ar putea să mă înșel, dar am citit ceva de genul ăsta și n-am apucat să termin, nu mai știu ce s-a întâmplat și am plecat. Dar putem să facem un later update sau cum se zice, mă, later. Da, știu că am mai auzit că dacă ești sub influența substanțelor... A, nu, te supui acelor așa. Pe bicicletă. Îți ia permisul. Dacă ai permis de conducere, deci dacă ai permis de conducere și mergi cu bicicleta beat, nu mai zicem de droguri și mergem prea departe. Deci dacă mergi beat, că ai băut 3 beri. Biat. Sau nu ești beat, dar ai băut 3 beri. Nu? Da. Rămâi fără permis. Dacă ai, dacă n-ai, nu rămâi. Doamne ăștia. Da, bun. Ce asigurare, bă? Ar fi fost bine să aibă asigurare, dar... Codul rutier, dar s-au modificat multe, multe chestii. Și am mai auzit că de la anul, pentru mașinile înmatriculate în București, RCA-ul se va dubla. Și Ilfov. RCA-ul se va ce dubla. Ce bine firma pe Prahova. Ai văzut? Ai scris. Direct. Na. Vă primesc pe firma mea la Sinaia. Facem frumos. Da, eu îți mulțumesc. Și astea sunt toate întrebările? Da, păi numai, că nu mai avem timp.
Deci, nu m-ai întrebat multe din alea bă, tehnice. Lasă-mă că nu mai avem timp cu întrebatul tău tehnic. Să vină oamenii la curs. Ora oamenii 50. Să vină la curs. Oamenii să vină da, la curs. Era așa cu threshold breaking sau ABS. Cum facem o evitare? Hai, bine, lasă, vină la curs să-mi dea bani, să mă bogățesc, să plătesc mașina. Vrei să zic că ți-ai luat mașina? Nu. Am vrut acolo aia cu 30, mi-a fost aici. Nu, că nu avem voie, n-avem voie. Cum adică n-avem voie? N-avem voie deocamdată. Și n-am eu voie, vrei să zic, să vezi că am voie? Nu zice că nu, să stric acolo. Îi mulțumim lui Silviu că și-a luat din timp pentru a ne mai spune lucruri. Eu vă recomand să mergeți la cursuri pentru că nu o să vă pară rău și așa cum zice și Silviu, dacă cumva considerați că v-ați pierdut o zi alături de el și de echipă și n-ați învățat absolut nimic și n-ați conștientizat nimic, cereți banii înapoi, că vă dă banii înapoi, nu-i problemă, chiar dacă o să fiți un caz. Și așa, eu nu înțeleg de ce fac asta pe bani, adică... La un milion? Păi faci pe bani că trebuie să trăiești, din păcate, că dacă n-ar trebui să plătești mai și tu la rândul tău cripto, lucruri... Frate, eu, bine, frate, mai vând niște da, că, ca toți oamenii sau ca toți românii și tu ești maker și tu ai bani mulți și tu ai proprietăți, castel și așa mai departe, nu uitați de concurs, deci cine pune cea mai pertinentă sau cea mai bună întrebare în comentarii pentru Silviu primește combustibilul de 300 de lei de la OMV. Așa, și vrei să ai că vreau să le dau și eu, le dăm și noi ceva? Dă-le, frate, ce vrei le tu? Le dăm, domnul Marius, un curs pentru comunitatea Stax. Cum? Pe voi. Da, zi, dă-le, dăm dă-le. Un premiu pentru comunitatea Stax. Dă, frate, Stax, dă, frate. De condus de... A, păi nu. Păi da, da, ei, voi dați un premiu și da. Dau și eu prin voi un alt premiu, da. Da. Da, așa, ce trebuie să facă omul? Păi nu, să răspundă la o întrebare, să facem o tombolă cu cei care au comentat. Cum vrei tu? Facem o tombolă cu cei care au comentat. Și o extragem. Hai să facem pe... o tombolă cu cei care au comentat, dăm un curs de condus defensiv gratuit. Ok. Da? Bun. Facem cât costă, cu... că n-am zis. Un curs de condus curs defensiv pentru... Cel mai ieftin la noi, 1490 de lei, TVA inclus. Și poate decontează pe firmă. Dacă e. Păi e gratis, ce să-și deconteze? Păi ai zis, dau și factură. Păi zis TVA inclus. Păi zis TVA inclus. Păi atâta pentru oamenii care vor să știe cât e. Da. Deci... Păi nu pe premiu, mă. Nu mă pe premiu. Sunteți plătitor din TVA? Deci înțelegeți, mă, pe premiu. Eu am întrebat cât costă un curs la tine. Fii atent, eu la un moment dat am devenit plictisitor. Eu aș zice în promo să pui treaba asta, că să stea oamenii până la final, că nu o să intre nimeni pe comentarii. Zic că iar a vorbit Daniel la mult și... Nu, n-am vorbit mult. N-am vorbit. Da, direct. Da. Premiu, le dăm gratis. Asta a fost. Gratis. Premiu gratis. Premiu gratis. Dar dacă vreți să cumpărați, puteți să vă duceți TVA-ul. Nu premiu. Curs.